Le-am prezentat deja caracatița de la Gorj. Pentru că da, este o caracatiță. E un grup acolo la Gorj. Așa cum v-am prezentat, diversi oameni sunt promovați, ba secretar de stat la finanțe, ba pe la diverse instituții de pe lângă guvern. Și chiar domnul Vâlceanu a ajuns ministrul finanțelor doar pentru că este prietenul lui Florin Câțu. Nimic altceva nu-l recomandă pentru această poziție. În această seară, alături de mine, în platou, invitatul nostru permanent, domnul Dorin Iacob. Bună seara, domnule Iacob. Bună seara. Caracatița de la Gorj. Și de la Vâlcea. Și de la Vâlcea. Da. Ați deschis plicul? Am deschis plicul, da. Într-un fel, noi astăzi o să încercăm să punem o concluzie, iar în zilele următoare să dăm amănunte, multe amănunte. Spun o concluzie pentru că ni s-a format o imagine incredibilă, cum au putut să răsară doi oameni care să ajungă până în vârful statului. Și făceam eu ieri un fel de glumă amară, că cu mândrie patriotică trebuie să constatăm că sunt produse autohtone, neoși, așa, începând din 1990, crescuți, formați, sigur, într-un mediu, o să vedem ce fel de mediu. Și aceste medii, unul în Vâlcea, unul în Gorj, ne-au dus în vârful Guvernului României, un prim-ministru de finanțe, prim-ministru și un alt ministru de finanțe. E incredibil, am început noi cu o glumă, mai zâmbim. N-am crezut că o să întâlnesc o astfel de abilitate, obrăznicie, iar pe de altă parte indolență, întorci capul de la realitate și lași așa ceva să se întâmple în România până la nivel. O să vedem două caracatițe mici, mici, dar mari în județele lor, care, ce să vezi, au dat o caracatiță mult mai mare care să se așeze peste țară. Imediat o să arătăm telespectatorilor despre ce vorbiți dumneavoastră. Alături de noi în platou, jurnalistul Flux 24, Andrei Bădin. Bună seara, Andrei, îți mulțumesc. Bună seara. Foarte mult. Îl așteptăm și pe prietenul nostru, Dan Ionescu, care întârzie din cauza traficului. Îl aștept. Știți care era întrebarea mea? Ca să continui gluma, cine e Bursucu? Cine e Bursucu? Cine este elefantul? Cui trebuie să îi se taie trompa? Să știi că am studiat și eu cazul acesta Vâlceanu și am ajuns la concluzia și domnul Iacob mă poate completa mult mai bine, este un caz grav de securitate națională. Da. Fică, aici avem de-a face cu acest bulibaș de care e titrat pe ecran, care are nu știu câte condamnări la activ, și de un alt domn cu care este asociat în cel puțin o parte din contractele de la ACE Oltenia, care este cercetat de DICOT. Multe dosare, tot cam același gen de afaceri ca și ale familiei Vâlceanu, dar care are soția judecător la tribunalul Gorj, ca să vedem așa cercul mai bine cum se închide și pe aceea să te întreb de ce nu s-au făcut dosare și așa mai departe. Și, bineînțeles, vorbim și de cei doi foști șefi, sau mă rog, de la ANAF, care au fost puși pe fugă de domnul Vâlceanu, care mi se pare o chestiune foarte grav, asta e... Puși pe fugă de domnul Câțu, pentru că mă rog, l-a controlat pe domnul rugămintea Vâlceanu. Amicului Vâlceanu. Foarte, foarte interesant zilele acestea, de parcă nu era suficient tot ceea ce se întâmplase, a apărut o știre despre un personaj arestat din județul Gorj, care are legătură cu unul din oamenii grupului Vâlceanu, fost secretar de stat la finanțe, actual parlamentar PNL, da? Pecingine. Exact, așa, domnul actual Pecingine, secretar general al Comisiei de Buget Finanțe. Exact. Mai mult de atâta, acest domn care a fost arestat pentru agresiune sexuală asupra unor minore are sediul uneia dintre firme în casa domnului Pecingine. Până la această oră, domnul Pecingine n-a răspuns nici... A mai fost un caz acum o lună, dacă ți-aduce aminte, și pe micile ecrane,
că a fost descoperită o dubă de filaj la o cărciumă din Gorj. Din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu, da. Așa, și au fost mai un multe. Un parlamentar PSD era nu, la... Nu, un parlamentar PNL. Parlamentar PNL. PNL, așa, Ion Iordache, senator PNL, da. Fost PSD. Dar mai era cineva de la PSD, am înțeles, în restaurant. Da, dar nu ăla era vizat, era vizat Iordache ăsta, care Iordache ăsta, cel puțin până la un punct, nu mai știu soarta dânsului în acest moment, era susținătorul al Orban. Și căruia, înainte cu vreo două luni, fusese reținut și arestați trei asociați care aveau niște contracte la nivel local. Or, domnul Iordache a ieșit și a tunat și a fulgerat că serviciile lucrează pentru politică, că nu știu ce, că amenință el, că o să dezvăluie. N-a mai dezvăluit nimic până la urmă, dar Dubal monitoriza pe domnul acesta. Iordache tot de la PNL și bănuiesc că domnul Vulceanu știe mai mult despre acest caz. S-a alăturat discuției noastre și prietenul meu, Dan Ionescu. Dane, a fost traficul aglomerat, înțeleg? Sărbuna bună seara, da, foarte aglomerat, iarăși. Tu ai auzit, ai ascultat în mașină ce am vorbit aici? Nu, că nu. Am vorbit la telefon pe alte probleme, dar mă acomodez repede, mă intru știi repede. Știi cine e Bursucul și care elefantul căruia trebuie să-i se taie trompa? Știi că am postat astăzi pe rețeaua de socializare, știi? Cine e? Cui trebuie să-i se taie trompa? Domnului Câțu sau domnului Vâlceanu? Sau amândorura? Păi elefantul nu e nici Câțu, nici... Hai, când îi umflăm prea mult. Nici Câțu, nici Vulceanu nu sunt... Nu, dar cine-i Bursucul care aruncă bomba? Bursucul care aruncă bomba... Aș merge pe mâna lui... Ludovic Orban? Nu știu. Nu știu, aș merge nu, pe mâna... Eu zic că e Câțu dar... în momentul în care a decis să-l pună să-l pe pună, Vulceanu. Exact, asta mă gândeam eu, și eu, da. Nu, eu zic așa că elefantul... Am văzut că era de la departamentul financiar. Eu zic că îi umflăm da? Prea mult... Pe, de la pădure... Sunt niște da, oare știi vreau să spun altceva, îi umflăm prea mult pe Câțu. Îi umflăm prea mult pe Câțu și pe Vulceanu, le dăm prea multă importanță. Nu e așa. Și zău. Ministrul de Finanțe și prim-ministrul României. Nu, îi umflăm ca valoare, ei n-au nicio valoare. Păi asta bun, știm asta cu toții. Deci despre asta vorbeam. Asta e și întrebarea, cum e posibil asemenea da, oameni? Da, e primul ministru și ministrul de Finanțe. Exact. Ce să dezumflăm la ei? Suntem desumflați noi sub ei. Păi nu, hai să lucrăm la ei, dar să nu-i mai umflăm atâta, pentru că ei o să devină foarte serioși oamenii ăștia. Adică o să-și ia în serios poziția prin faptul că toată lumea îi bagă în seamă. Deci asta încerc să spun. Să nu-i băgăm în seamă? Eu zic da, că să-i băgăm. Nu-i băgăm în seamă prin ceea ce fac, pentru că ei nu fac nimic. Hai păi cum, domnul Vulceanu ne-a spus, ea că nu ne poate spune... ce factură e prin la gaze. Asta, da. Știi ce asta, tare da. M-am bucurat? Se crede asta factura. Știi ce tare m-am bucurat când a zis că nu știe? Mă rog, n-a vrut să răspundă, n-a zis că nu știe. N-a vrut să răspundă, pentru că într-una din zilele următoare o să vedeți și ce casă are domnul Vâlceanu și ne putem imagina ce factură are. O să vedeți zilele următoare. Foarte interesant. Și cum a cumpărat casa respectivă și cât a costat și cu ce bani a cumpărat-o. Iar vom iasa să... Bani de la părinți, adică să nu vă închipuiți altceva. Important e cum au făcut părinții banii. O să aflați tot săptămâna asta. În legătură directă cu noi prin Skype este jurnalistul Vox Publica, Laurențiu Ciocăzanu, un fin cunoscător al județului Gorj. Bună seara, Laurențiu! Seara bună! Fin e totuși pretențios spus, pentru că sunt plecat de foarte mult timp de acolo, din vremea în care existau celebrii baronii, dacă mai țineți minte, Mischie, Morega, unul dintre ei e în viață. Domnul Morega chiar a fost în vizorul meu recent și a și intervenit la realitatea într-o emisiune deranjat că noi am relatat atunci pe larg despre acel episod în care era foarte supărat că l-a oprit un agent de poliție pentru că nu purta centura și a început o întreagă campanie publică împotriva polițistului, până la urmă, după un an și ceva, polițistul chiar a fost executat. Adică în sensul că a fost detașat de acolo, a fost trimis la Călăraș. În fine, un dezavantaj pentru un om care încerca să aplice legea. Deci cunosc așa, mai puțin fiind poate în ultimii, să zic, 10-15 ani, dar am rămas cu un ochi de acea zonă, pentru că este zona mea natală. Da. Laurențiu, și... familia Vâlceanu e de multă vreme în politica gorjeană și în afacerile gorjene. Încă de pe vremea când era Toni Greblă, de exemplu, prefect la Gorj. Da, am studiat este... foarte atent. Este. Sunt, cred că mai bine de 10 ani, tatăl domnului Vâlceanu a fost prefect PSD
de Gorj. Prin tatăl său, bineînțeles, a ajuns la organizația de tineret a PSD, domnul Vulceanu, acum ministru de finanțe, și de acolo a început ascensiunea politică în alt partid, însă la PNL, ceea ce, mă rog, nu este niciun fel de surpriză, se întâmplă foarte des în România. Nu mă mire din acest punct de vedere. Pe de altă parte, dacă studiem acest caz, e bine să punem tot tabloul acestui județ pe cât putem și cât ne permite timpul, pentru că să ne uităm. Acolo a trecut și Victor Ponta și, în general, vaca de mulți numită Complexul Energetic Oltenia, despre care se discută acum, inclusiv în cazul domnului Vulceanu, a fost valabilă pentru mai toate... Exact. Figurile politice exact. Importante. Trebuie să spun că am dedicat această săptămână inclusiv subiectului complex energetic Oltenia. O să vedeți, joi avem o discuție despre trecut, prezent și viitor la complexul energetic Oltenia și atunci o să trecem în revistă și ce s-a întâmplat în trecut, dar și ce se întâmplă acum și ce va fi în viitor, pentru că oamenii sunt foarte interesați. Haideți să dăm drumul la dezvăluiri și să începem așa ușor, ușor. Domnule Iacob, sunteți pregătit să... Da. Devoalați telespectatorii noștri ce ați scos din plic pentru astăzi? Da, vreau să fac o precizare. Vă rog. Mie mi s-a cam tocit umorul după tot ce am adunat noi și am constatat și ce trebuie să prezentăm. Când a început emisiunea asta Culisele statului paralel și pe parcursul ei, noi tot timpul am spus că ne uităm în trecut ca să învățăm să nu se mai întâmple în viitor. Iată că întotdeauna... trecutul și viitorul sunt în prezent. Dar n-aveți cumva senzația că unii care se uită cu siguranță la noi, au învățat ce a fost în trecut și aplică în prezent? Nu știu, dar nu păi credeam... Păi așa pare că și președintele Iohannis și premierul Câțu, nu credeam așa că va se comportă. Trebui să discutăm despre culisele statului paralel, care, iacătă, s-a reconstituit și s-a reașezat pe capul nostru, a românilor, într-o manieră obraznică și fără echivoc. Colegii mei au afișat deja și o să-i rog să afișeze prima schemă din această seară pe care le voți explica, domnule Iacob. Este vorba de data asta despre familia din Vâlcea, care la... nu știu cum să-i spun... l-a produs pe Câțu, bine, dacă vreți voi așa, l-a produs pe Florin Câțu. Explicați, vă rog, domnule Iacob, ca să înțeleagă telespectatorii istoria acestei familii. Da, Dumnezeu să o odihnească pe doamna Elena Câțu. Dânsa era un om foarte bine înfipt înainte de 1989 în protipendada orașului Vâlcea, conducea un magazin, se numea Elegant, un mare și important magazin în oraș, la care toată lumea bună, nomenclatura comunistă în primul rând și cei din securitate, se îmbrăcau, se încălțau cu produse de import-export. Adică, știți, nu oricine avea acces la ceea ce dădeam noi la export și atunci era un fel de import pentru unii în România și alte produse de genul ăsta. Sigur, e o perioadă în care cu o altă doamnă care a avut o traiectorie fulminantă de atunci, se cunoștea bine, o doamnă Maria Tudor, și cu un domn extrem de emblematic pentru tot ce se întâmplă în anii democrației în județul Gorj, domnul Gheorghe Gogârnoiu. De altfel, domnule Iacob, să facem precizarea. Duminică seară noi am prezentat și acea interpelare din Parlamentul României din anul 2007, în care toate aceste nume apăreau ca fiind implicate alături de procurori, judecători, șef de poliție din județul Vâlcea, într-o afacere dubioasă. Da, pe de altă parte, ceea ce m-a uimit cel mai tare, că tot ceea ce vom prezenta noi și vom arăta astăzi și în zilele următoare sunt lucruri știute, cunoscute, răscolite, adunate, puse poate pe masa SRI-ului, puse pe masa decidenților politici, analizate. Dar iată ce s-a născut din aceste structuri locale. Adică dumneavoastră vă săceți discuția către decidenții politici care l-au promovat pe domnul Câțu și l-au acceptat pe domnul Vâlceanu și mai mult de atât doresc această echipă, acest parteneriat și în fruntea PNL-ului. Vă referiți direct la președintele Iohannis? În fruntea țării, mă refer la
ciudata situație în care eu continui să bănuiesc că președintele Iohannis nu a fost informat sau mai mult chiar nu a fost informat corect sau mai mult chiar a fost dezinformat. Altfel nu îmi explic. Cel puțin momentul în care de la momentul în care actualul ministru de finanțe și candidat la președinția PNL-ului a insistat și a impus pe domnul Vâlceanu, e un moment care mie și multora ne-a atras într-un mod special atenția. Haideți să mergem mai departe. Dacă n-a aflat domnul Iohannis până acum, poate afla acum. Nu se uită la noi? O să-i facă revista presei, sunt convinsă. Haideți să mergem mai departe să prezentați ce apare în schema respectivă. O să rog pe colegi să dea în full, pe rog frumos, ca să poată să vadă telespectatorii exact ce explică domnul Iacob. Vă rog. Sigur, sunt amănunte multe, nu intrăm în ele, facem ilustrativ. Acest domn gogărnoi apropiat al domnei Elen, al doamnei Elena Câțu, e un stăpân, practic, al județului Vâlcea. Am văzut fiul dânsului care lucrează, este, am înțeles, la jocurile de noroc. Este creierul din... A închis o stradă. E un fel de Tano Caridi. E creierul din spatele multor afaceri care s-au născut aparent din nimic acolo. A sprijinit familia Mutu, care de altfel a construit o afacere interesantă, solidă. Are niște copii reușiți. Are un PR foarte bun în presă. Dar această familie, pe numele acestei familii, a ajuns fabrica de conserve Râureni. Au ajuns recent și 55 de hectare care au trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al statului printr-o serie de manevre, în așa fel încât acum să fie o dezvoltare imobiliară, ce să vezi, făcută tot de domnul Gogârnoiu, doamna Maria Tudor și alți puternici ai zilei de acolo. E vorba de 55 de hectare, pentru cei din zonă știu, fostele sere Ostroveni sau așa ceva se numește zona. Haideți să mergem mai departe cu prezentarea. Ca să înțelegem mecanismele interesante, noi ilustrăm azi niște lucruri, să spunem, nu știu că dacă e cuvântul potrivit, anecdotic. Un șofer al domnului Gogârnoiu este împachetat... Să punem și pe ecran, vă rog frumos, ca să înțeleagă telespectatorii, să ilustrăm ce explică domnul. De-a lungul acestor ani, de exemplu, un șofer al domnului Gogârnoiu, pe numele lui Ionuț Frumuselu, este împachetat și transformat așa, printr-o baghetă magină, în ofițer SRI, dar nu oriunde și oricum, la structura de informații economice. Și acest domn, vă dați seama, tronat asupra acestei structuri, ani de zile, între timp, oamenii lui și cei care l-au inventat și promovat își vedeau de treabă. Ce fel de informații plecau de acolo spre București, stau și mă întreb. Unde a fost protecția, stau și mă întreb. Asta e așa, ca o metodă de lucru. Sigur, acolo sunt foarte multe lucruri. Zilele următoare o să vedem. Șef de poliție, prin toate partidele, ajuns senatori. Multe mecanisme care mușamalizau, de fapt, ce se întâmpla cotidian într-un județ în care avem Old Chimu. Vreau să fie foarte clar pentru telespectatori, toate aceste scheme pe care dumneavoastră le-ați făcut sunt făcute în urma unor documente pe care noi le avem. Sunt niște lucruri documente, care ies... Informații, documente și informații. Au fost în presă. Vreau să fie foarte clar. O coerență. O să și arătăm documentele pe care le avem. Încercăm să dăm o coerență și dacă să explicăm... vreunul dintre cei nominalizați dorește să intervină. Noi am, o parte dintre ei au fost contactați duminică seară, pentru că am vorbit despre ei duminică seară. Dacă doresc să intervină în emisiune, să contrazică informațiile pe care noi le prezentăm sau să-și spună punctul de vedere, îi invit să sune la Realitatea Plus să facă aceste precizări. Vă rog, domnule Iacob. Tot ca să fie așa ilustrativ, imaginați-vă că doamna Maria Tudor, cu sprijin politic foarte complex, da, a reușit să pună mâna pe apele minerale de la Olănești. Oamenii acum, dacă se duc acolo, trebuie să-i plătească acestei doamne... Și hotelurile din Olănești. Cum? Da, Tudor este regina hotelurilor din Olănești. Da. Și are toate și hotelurile din Olănești. Sigur că da. Noi nu intrăm și acum în amănuntele astea. Dar acești oameni, în an de zile... E foarte bine să completeze și Andrei și Dan, pentru că iată... unde a lucrat doamna Maria Tudor? Unde a lucrat? Până în 1996, din 80 și ceva? Unde? Contabilă... Vin alcool Drăgășani. Vin alcool Drăgășani. Sunt multe lucruri...
Nu, dar hai să explicăm ce e cu vin alcool Drăgășan, ca să înțeleagă telespectatorii, că nu e doar pentru cunoscători emisiunea asta. Așa. Explică tu ce e cu vin alcool Drăgășan. Că tot vorbeam de... De servicii? Și de servicii și de domnul Isărescu la un moment dat. Da, are legătură cu domnul Isărescu, ca să fie clar. De asta am vrut să precizăm. Da. Doamna a știut să dea țepe și la firmele de asigurări. CET Rovinari, CET Govora a fost căpușerit de această doamnă. Păi așa mi-a ajuns mie în radar, doamna, acum vă ocupă 10 ani. Dar și de... De la CET Govora, da? Dar apare acum, să mai vedem slide-ul. Înapoi, da? Înapoi, cel cu da. Doamna Maria Tudor. Vă rog să vă duceți înapoi cu un slide și să-l puneți pe ecran ca să explice. În anturajul și un apropiat al doamnei Tudor. Așa, următorul imediat. Vă spun eu când să vă opriți. Nu acesta. Nici ăsta, încă unul. Următorul. Acesta este. Apare acest vă rog să-l puneți acum pe ecran Virgil ca să poată Bica, să explice, care de fapt preia din afacerile doamnei Maria Tudor și le dezvoltă. Ei sunt în tandem, sunt împreună afaceri. Acest domn este foarte apropiat fraților Câțu, se văd des, petrec, împart, discută. Cu care dintre frați? Că înțeleg că sunt în proces cei doi frați. Cei doi sunt într-un proces simulat. Astea sunt informațiile care avem. Mai revenim la acest subiect. Ia câte că pornim de la domnul Gogârnoiu și ajungem la acest domn Bica. Acesta este mediul în care ne-a fost educat, crescut și format actualul premier al României. Amănuntele sunt multe și extrem de interesante. Dar am făcut o schiță a acestui mediu care ni l-a format și ni l-a dat cu mândrie patriotică. Nu sunt ambasade implicate, nu sunt servicii interne, externe. Sigur, sunt trădări din servicii, sunt jocuri făcute de personaje de acolo, local. Asta este altceva. Așa cum am spus noi duminică seară, de acolo, din Vâlcea, provin foarte mulți foști șefi SRI. Fostul general Johnny Popescu, da? Da. Adjunct da, al SRI-ului, domnul Dumitru Zamfir, și el la fel de cunoscut. În general, în județe se vorbește și se trăiește și sub influența mai marilor de la București care sunt plecați din județul respectiv. Asta nu înseamnă că trebuie să fie un sat fără câini și un loc mai avem unde un slide de prezentat din această schemă din Vâlcea. Vă rog să puneți și ultimul slide pe ecran să explice domnul Iacob, acest nume a mai apărut în emisiunea noastră în urmă da, cu vreo 2-3 săptămâni, Ilie, ca fiind Fundația apropiată de Omenia, domnul Câțu. Foarte activă încă de la începutul anilor 90, apropiată de familia Câțu, implicată, ce să vezi, și în scandalul privind adopțiile internaționale, un alt personaj care a planat și a asigurat ca județul Vâlcea să fie ocrotit și liber de a fi controlat din altă parte. Aici decât... domnul general Talpeș cred că știe mai multe despre doamnă. Multă lume știe multe. Mi-a spus că n-am mai vorbit de niște ani de zile cu doamna. Cine știe? Ți-a spus doamna Minodora Ilie? Nu, domnul Talpeș mi-a spus că n-am mai vorbit de mulți ani cu doamna Minodora Ilie. S-a mai discutat la noi în emisiune despre doamna Ilie. Ce să vezi și în acest județ, domnul Câțu, frații Câțu, nu sunt deloc îndrăgiți, apreciați, se știu lucruri de ei din copilărie până acum, istoric cu acestor lucruri care le-am prezentat noi și adâncimea actelor, faptelor, aranjamentelor pe marginea legii și pe lângă lege sunt foarte multe. În acest mediu ne-a fost crescut și format primul ministru al României. Ne mutăm la județul Gorj? Ne mutăm la județul Frate. Haideți să vedem cel de-al doilea slide cu județul Gorj. Da, iată, domnule Iacob, primul slide este vorba de Eugen Vâlceanu, tatăl. Da, este domnului, tatăl domnului ministru Vâlceanu, de finanțe Dan Vâlceanu. Prefect, a înființat de mult, încă din primii ani ai democrației, un sistem de căpușare al CEO Oltenia. Este principalul susținător și formator al fiului său. De fapt, domnul Dan Vâlceanu și însoțește după aceea în afacerile familiei.
Și tot timpul familia Vâlceanu a fost implicată în afaceri cu statul. Dacă dincolo am avut Olchimul și subsidiarea lui Olchim și ceturi și alte lucruri țintite de grupul respectiv, aici ACEO Oltenia este regina județului Gorj, țintită fără milă în tot felul de afaceri ca să fie căpușată într-un mod impardonabil. Să vedem și următorul slide. Ajungem la domnul Pecingină, care acum este parlamentar PNL, fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Acum să înțelegem, să înțelegem și ierarhia în statul român. Sigur, domnul Gogârnoiu, sub aripa domnului Gogârnoiu și cu influența lui, a crescut cineva care a ajuns ministrul de Finanțe și prim-ministru. Și este un personaj ilustrativ pentru Vâlcea. Dincoace, ce să vezi? Nivelul este, în opinia mea, mai jos, mult mai jos, dar personajul ilustrativ, și o să vedem de ce și azi și în zilele următoare, este acest domn Gheorghe Pecingină. Avem și niște Gigi fotografii, Pecingină, dar pe care o să le vedem după pauza publicitară. El era cunoscut și știut drept mâna dreapta domnului Vâlceanu, un jurist fără prea multe calități, anecdotic. Dar câte partide a schimbat domnul ăsta? A schimbat vreo 5 partide. Da, e un traseist politic, exact. Da. Cei din actualul PNL... Ca și domnul Vâlceanu, de altfel, că a fost culoarea roșie, a trecut pe la portocaliu, a ajuns la Gorj. Cei din actualul PNL rămân, Gorj, rămân gură cască în momentul în care domnul Vâlceanu spune că acest traseist, acest domn, acest personaj pitoresc, are toată susținerea domnului Florin Câțu, care atunci era, de fapt, l-a numit secretar de stat, da? Dar are toată susținerea să fie primul, mi se pare, pe listă la Gorj pentru Camera Deputaților, spre dezaprobarea chiar a celor apropiați de domnul Vâlceanu. Să vedem și ultimul slide din această prezentare. Relația dintre cei trei se cimentează, aș sta puțin pe acest subiect, se cimentează într-un mod foarte interesant în anul 2019, când domnul Câțu, senator al României, de București și originar din Vâlcea, stă totuși în campania din campania de europarlamentare în vara lui 2019, mult în județul Gorj, locuiește la undeva la țară pe la domnul Dan Vâlceanu, unde se întâlnește des cu domnul La conacul domnului la Vâlceanu. Conacul domnului o să Vâlceanu, vedeți și de și unde conacul, se întâlnește, se întâlnește des și acolo cu domnul Pecingină, dar se mai întâlnesc și o cabană undeva. Și un apartament prin oraș. Mă rog, o relație de prietenie, o să se vadă și o să transpară această relație de prietenie și în pozele pe care le avem. Deci înțeleg că domnul Pecingină nu este implicat doar în acest scandal din aceste zile cu cel care a fost arestat. Nu. Mai văd că are o apetență pentru Recent niște personaje care... Recent au fost arestați care... în județul Sălaj 4 gorjeni, care sub îndrumarea lui Pecingină înșilau primarii înființând niște firme Sălaj? Cu... De... Da, în Sălaj au fost arestați. Adică tocmai în județul lui Bode și lui Helvig s-au găsit. Da, e bun, bun, da, 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 foarte interesant. Și Bode e tot în echipa câștigătoare, iertați. Uite, Dumnezeu da, da, cu umorul totuși. Lui asta nu știu, face. Nu știu domnul Helvig în ce echipă este, da, dar probabil arestați că o să acolo, oamenii ăștia cu Domnule Pecingină Iacob... au înființat niște firme cu denumiri Imediat, interesante. Vă rog, țineți-vă ideea, pentru că trebuie să luăm pauză de publicitate. O să vă rog să pregătiți și fotografiile ca să explice domnul Iacob ce e cu această prietenie. Până ne întoarcem însă, fiți informați, rămâneți alături de noi și pe site-ul realitatea.net, iar la Realitatea FM pe 90,2 puteți interveni direct la radio dacă sunați la 0786158068. Acolo este Mihai. Să știți că n-am spus nimic din ce ne-am propus în această seară. Bomba urmează! Mai aveți răbdare! Ne întoarcem după pauză!
susținerea noastră. APA Nova. APA ta. Responsabilitatea noastră. Detergentul nostru care aduce rezultate maxime. Sano Maxima Power Gel. Detergent de haine care 1. Curăță puternic și intens. 2. Lasă un parfum de lungă durată. Sano Maxima. Încearcă-l și tu. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Te supără ficatul de la stres și nu ai somn? Ia Ficat On! Ia-l din orice farmacie la ficat bine să-ți fie. Conține ingrediente active precum spirulina și silimarina. Ficat On pornește scutul de protecție al ficatului tău. Profită acum de pachetul Ficat On pentru o lună la un preț special. 90 de capsule la preț de 60. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru că vrei ce-i mai bun pentru timpul tău liber, la Flanco găsești televizor smart 4K LG 108 cm cu aplicații multiple preinstalate la doar 1799 de lei sau de la 65 de lei pe lună prin credit în rate fixe de la BT Direct. Flanco susține excelența. Noul an școlar începe cu cele mai atractive oferte Hervis. De exemplu, rucsac Nike Elemental la doar 79 de lei între 2 și 14 septembrie. Get moving! Hervis! Descoperă vara așa cum n-ai mai văzut-o cu Hot Sales de la OptiBlue. Vino acum în magazine sau pe optiblu.ro și profită de super reduceri de până la 70% la rame și ochelari de soare. OptiBlu. La Fashion Days au început reducerile finale de sezon. Răcorește-te cu End of Season Sale și reduceri de până la 70% la ținute de vară. Totul cu livrare gratuită în Easybox. Fashion Days. How bad a thing I used to be. You're my rock of empathy, Marty. So come on and help me. You gotta help me. Moment. Aye, aye. Pilsner Urquell. The original Pilsner. Te supără ficatul de la stres și nu ai somn? Ia Ficat On! Ia-l din orice farmacie la ficat bine să-ți fie. Conține ingrediente active precum spirulina și silimarina. Ficat On pornește scutul de protecție al ficatului tău. Profită acum de pachetul Ficat On pentru o lună la un preț special. 90 de capsule la preț de 60. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vii la Mega zi de zi și mereu găsești mega promoții. Între 26 august și 1 septembrie ai hrană umedă pentru pisici Sheba la doar 6,59 lei și detergent gel Persil la doar 34 de lei și 73 de bani. Mega Image. De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Puiul Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Litera și Libertatea vă prezintă seria de cărți Mari idei ale matematicii. De luni 6 septembrie ai la chioșcuri primul volum la un super preț, numai 9,99 de lei. Nou, disponibil acum și pe colecții.libertatea.ro. Reîncepem școala și cu poftă pentru educație și cu chef de distracție. Descoperă ofertele Altex și începe cu încredere pregătirile de școală. Ia-ți acum laptop gaming Asus ROG Strix G17 cu procesor Intel Core i7 și placă video Nvidia GeForce GTX 1660 Ti la 4599,9 lei și monitor Asus cu ecran de 23,8 inch și rată de refresh 75 Hz la 500,44 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Stimați domni și doamne de la Vodafone, noi cei din satele Drăghești, Cernavârf și Busești vă rugăm să aduceți internetul și la noi. E superbă zona, dar complet deconectat. Am tras 21 de kilometri de fibră optică pentru rețeaua fixă. Am montat o antenă ca să conectăm 300 de gospodării la internet de mare viteză, fix și mobil. Îți aducem cea mai performantă rețea de date SuperNet 5G și o rețea fixă de înaltă calitate, SuperNet Fibră. Together we can. Vodafone. Chiar n-am prins prima repriză cu cooking show-ul nevastă-mea. Păi și ce-ai făcut? Am pus-o pe maică-mea să o sune, să-mi trebuie ceva de o rețetă. S-a luat la vorbă. Și-au ținut-o langa până la finalul meciului. Bravo, frate! Hai că ai copt-o și pasta. Auzi, dai și meditații? Golden Brow. Mereu inspirat.
Iată produsul pe care ar trebui să-l cumpere orice bărbat cu probleme de prostată. Prostagult. Dormi ore în șir, fără o trezire. Și din nou ai parte de multă iubire. Prostagult te ajută. Pentru o prostată sănătoasă. Disponibil și în cutie de 60 de comprimate la un preț și mai avantajos. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Vedem pozele. Vă rog să afișați pozele, să ne explice domnul Iacob despre această prietenie între cei trei crai, Vâlcea și Gorj, o prietenie de nedespărțit, de ne... Cum sunt, domnule Iacob? Leagă pe cei trei? Înțeleg, sunt aceeași generație, suflu nou, echipa câștigătoare. Progresiști. Iată, astăzi îmi spunea cineva, ați citit moțiunea domnului Cățu? Cum face poză un ministru de finanțe și cu un secretar de stat. Cred că e genul de poze care se face de obicei, mâna pe umăr mereu. Foarte apropiați, domnii. E o echipă. Progresiști. Progresiști, zici tu, Dane? Da. Dacă n-aș ști că ăla înaltul, Vulceanu, nu e cu Mara, sau cum o cheamă? Mareș? Prințesa Cartofilor. Da, Prințesa Cartofilor, aș zice că chiar este probă. Un trio, un... Ia uite. E menage a trois. Menage a trois, da. Da, vă rog frumos, fără aluzii de genul ăsta. Da, ce aluzii ăsta? Nu discutăm despre asta. Lucrează împreună. Nu, acum întreb o chestie sinceră. E clar ca o relație foarte apropiată. Știe cineva despre... ceva despre... Întreb serios, vorbesc foarte serios. Și noi vorbim foarte despre serios aici. Orientarea sexuală a domnului Cîțu? Nu. Și nici nu ne interesează. Okay, nu ne privește. Mă interesa pe mine. Nu face obiectul discuției noastre. Știu, la alte ore și la alte emisiuni. Deja încep să mă gândesc la niște chestii, văzându-l cât de tandrul privește. Hai, să nu facem aluzii de genul ăsta. Vă rog eu, nu. Să revenim la chestiunile grave. Înțeleg, domnia sa este... progresist. Se vede asta și din moțiunea pe care a prezentat-o pentru... De ce? E mândru Cîțu că e cu un finanțist de mare succes. Și care îl ține de mijloc. Toți trei sunt finanțiști. Toți trei, asta vreau să vă spun. Îl ține de mijloc ca la dansul populare. Astea sunt. Deci avem trei elefanți sau... Trei pitici de grădină avem. Trei pitici de grădină. Da, doi pitici de grădină. De pădure, că ai auzit, e cu pădurea. E cu pădurea, nu e cu piticii de grădină. Da, domnule Iacob, ne pregătim să aruncăm bomba. Cum ziceam, mie mi s-a tocit umorul. Nu, dar ne pregătim să aruncăm bomba. Mai trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care pregătiți-vă să aruncăm bomba. Vă rog să scoateți și documentul din plic înainte să luăm pauza de publicitate. Doar să-l puneți pe masă. Și după pauza de publicitate o să vorbim imediat. Întorc puțin să-l arătați așa la cameră ca să vadă telespectatorii. Antetul, da? Iată, acesta este documentul. Trimitere către parchet. Imediat. Ne întoarcem. Unui document. Imediat. Ne întoarcem cu documentele și cu schema și cu încrengătura dosarului familiei Vâlceanu, pentru că ne-am făcut această introducere tocmai pentru a înțelege întregul puzzle, cum funcționează lucrurile în cele două județe și ce legătură există între acești domni. Până ne întoarcem, însă fiți informați, rămâneți alături de noi și pe site-ul realitatea.net, iar la Realitatea FM pe 90.2 puteți interveni direct la radio dacă sunați la 0786158068. Acolo este Mihai. Ne întoarcem cu bomba! La Horezu, unul dintre cele mai faimoase centre de olărit din lume și în orice caz cel mai faimos din România, scade dramatic
numărul gospodărilor unde se practică acest străvechi obicei, dacă mai sunt 15 în prezent, și numărul scade în continuare, astfel încât în curând nu vom mai avea nici măcar un atelier de olărit și nici măcar un meșter care cunoaște tradiționala meserie. Și asta în timp ce guvernul are, nu știu dacă sunteți informați, un minister al culturii care ar trebui să se ocupe de salvarea acestor lucruri cu probabil 10 milioane de euro pe an. Acest străvechi meșteșug ar fi salvat și ar aduce înzecit statului înapoi suma investită prin turism. Mamă, tată, el este Andrei. E pe gustul nostru, da? Andrei? Bine ai venit la show-ul Mari Dileme! Deci, care e răspunsul tău, Andrei? Vrei un indiciu? Întreabă ursul din tine. Fără supărare, eu prefer un ursus. De fapt, și eu. Ursus. Ascultă ursul din tine. Stimați domni și doamne de la Vodafone, noi cei din satele Drăghești, Cernavârf și Busești vă rugăm să aduceți internetul și la noi. E superbă zona, dar complet deconectat. Am tras 21 de kilometri de fibră optică pentru rețeaua fixă. Am montat o antenă ca să conectăm 300 de gospodării la internet de mare viteză, fix și mobil. Îți aducem cea mai performantă rețea de date Supernet 5G și o rețea fixă de înaltă calitate, Supernet Fibră. Together we can. Vodafone. Oh, ușurel! Eu sunt tu din viitor. Deci, boss, ce am venit eu să-ți spun? Tu continuă să vopsești cu Oscar din ăsta, că se duce vorba și ajungem departe. În viitor? Da, dar nu în orice viitor. În viitorul din Germania. Oscar ultra lavabil cu efect antipătare. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. Dar eu nu știu germană. Au învățat nemții și nu învățăm noi. Nou, la Calut Fix, crema adezivă. Confort de lungă durată și protecție împotriva resturilor alimentare. Pentru aderență extra puternică și protecție gingivală, eu recomand crema adezivă la Calut Fix. La Calut Fix, crema adezivă. Testat sub control dermatologic și stomatologic. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijirea orală. Exact ce era la bunica înainte. Extraordinar. O roșie foarte gustoasă. Legume curate, sănătoase. De la noi, producătorii locali. Gusturi românești. Sănătate curată. Direct de la gospodari. Atunci când gâtul iritat te afectează și vrei să știi ce îl calmează, Sintusim sub formă de comprimate moi protejează și calmează gâtul iritat. Așa că dacă te confrunți cu tuse sau răgușeală, încearcă Sintusim. Adesea, funcția scăzută a glandei tiroide poate contribui la creșterea greutate și la apariția obezității. Ajutați funcția tiroidiană cu TiroHelp, fără adaos de hormoni. TiroHelp conține L-tirozină, zinc și seleniu, ce susține funcționarea normală a glandei tiroide. Se administrează doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Te confrunți și tu cu alergie la ambrozie? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva ambroziei. Stimați domni și doamne de la Vodafone, noi cei din satele Drăghești, Cernavârf și Busești vă rugăm să aduceți internetul și la noi. E superbă zona, dar complet deconectat. Am tras 21 de kilometri de fibră optică pentru rețeaua fixă. Am montat o antenă ca să conectăm 300 de gospodării la internet de mare viteză, fix și mobil. Îți aducem cea mai performantă rețea de date Supernet 5G și o rețea fixă de înaltă calitate, Supernet Fibră. Together we can. Vodafone. Previi ca dacă sau tratezi ca parcă, la diaree pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Încă una? O înfruntare istorică pentru încă o bere între să plec și să stau. Să plec are avantaj. Dar ce se întâmplă?
răsturnare! Ciuc salvează situația! Să stau câștigă! Încă una și mă duc! Ciuc! Încă una și mă duc! Acum fug cu o mașină pe care scrie EMAG! Toate vechiturile le-au luat săraci oameni! Nu sunt săraci, doamna! Ce-am luat lucruri noi! Ia-ți frigider Beko cu două uși, volum 375 litri la doar 1599 lei și te scăpăm pe loc de cel vechi. În plus, primești un card cadou de 150 de lei. EMAG. Ford Transit. Acum cu o rată lunară de 292 euro, fără TVA, 0% dobândă și garanție complexă 4 ani. Detalii pe Ford.ro. Noul an școlar începe cu cele mai atractive oferte Hervis. De exemplu, rucsac Nike Elemental la doar 79 de lei. Între 2 și 14 septembrie. Get moving! Hervis! Indiferent dacă le faci de plăcere sau de nevoie, la OMV, drumurile tale sunt premiate. Plătește cumpărăturile la OMV, direct din aplicația telefonului în care ai salvat cardul tău Mastercard și primești garantat 10 lei înapoi la fiecare tranzacție. Începe anul școlar cu o explozie de culori și energie. Mega Image îți aduce cele mai cool produse French Bull New York. Ai ghiozdan la doar 49,99 lei și alte accesorii. Toate cu 70% discount, doar cu cardul Connect. Mega Image. Mamele nu comandă cina? Poți începe cu 20% reducere la pizza. În programul de loialitate Vodafone Club ai o mulțime de oferte pentru tot ce vrei. Intră în My Vodafone și descoperă-le. Together we can. Vodafone. Energia se scumpește. Prețul gazelor a explodat. Alimentele costă din ce în ce mai mult. În acest timp, e scandal în coaliție. Liberalii sunt concentrați pe luptele interne, iar guvernul continuă să împrumute bani. Sunt două luni diferite. De la ora 21, Bogdan Muzgoci vă prezintă Jocuri de putere. Nu-i de joacă! Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel. Domnule Iacob, acum urmează bomba, dar până să urmeze bomba și până să prezentăm telespectatorilor noștri adevărata încrengătură și structură și toată povestea dosarului Vâlceanu, despre care s-a mai vorbit, pentru că spuneați dumneavoastră că se știu lucrurile acestea. Întrebarea este, unde sunt serviciile secrete în această poveste? Până unde s-a dus informația? Cum s-a dus informația? Nu pot să cred că președintele Iohannis nu știa. Nu, refuz să cred, adică nu cred așa ceva. Se vorbește despre acest lucru de săptămâni întregi. Și nu există niciun fel de reacție, ba mai mult. Deși se spunea pe surse că președintele Iohannis nu este de acord cu numirea lui Dan Vâlceanu, l-a numit fără să aibă vreun fel de reținere. Este adevărat că a fost destul de rece la depunerea jurământului și nu a spus niciun cuvânt. Informațiile spun că a refuzat de mai multe ori ideea asta, până deci la urmă a acceptat-o. Cine l-a presat pe Pentru că prin această mișcare, domnul Câțu a demonstrat că are în partid putere, deoarece, aduceți-vă aminte cu convocarea BPN-ului. Eu cred că a demonstrat Iohannis că are putere în partid. Da, dar a demonstrat și ăsta micul. Da? A convocat BPN, domnul Orban s-a opus, a comentat și l-a impus pe domnul Vâlceanu. Domnul Câțu n-a convocat niciun BPN. Domnul Robert Sighiar tău, trimisul lui Dumnezeu, a convocat. Mă rog, da. Să dăm cezarului ce al cezarului, nu? Domnul Sighiar tău, secretarul general trimisul lui Dumnezeu, a convocat ședința și s-a produs minunea. Dacă i-a spus Dumnezeu că Vâlceanu trebuie să fie ministru. Exact, și s-a produs minunea. Vreau însă, înainte să prezentați, domnule Iacob, adevărul despre dosarul familiei Vâlceanu, să vadă telespectatorii noștri, colegii noștri au făcut un material scurt despre acest dosar.
despre care s-a tot vorbit și despre care domnul Vâlceanu ne-a spus, nu mai aveți voie să puneți întrebări. Nu trebuie să mai puneți întrebări. De altfel, domnul Vâlceanu are o istorie cu presa, inclusiv din județul Gorj. S-a certat cu cei din presa locală. Ba chiar i-a făcut securiști. Pe unii i-a și interceptat, nu se știe exact. Cum. O să discutăm în alte emisiuni despre asta. Nu știm încă. Județ vreau mic, să vedem materialul despre povestea dosarului familiei Vâlceanu și ne întoarcem cu bomba. I-am pregătit fuste, uitați care se vede aici. Ce se vede? Sunt costumele miresii, sute de bucăți fustei, perne de puf de gâscă, pături, frigider, mașini de spălat, aragaze, salbe de aur, autoturisme. Domnul din imagine este bulibașa Ferdinand Stănescu, iar lucrurile enumerate reprezintă zestrea pe care i-a dat oficii sale când a măritat-o. Este bogat și îi place să o arate, pentru că are aur mai mult decât la Roșia Montană, iar de astăzi este în același dosar cu mama unui mare om de stat, Dan Vâlceanu, ministrul de finanțe. Așadar, doi bărbați importanți, fiecare în felul său, sunt uniți într-o speță de evaziune fiscală. Legătura dintre Ferdinand Stănescu și familia ministrului finanțelor publice a fost descoperită de inspectorii ANAF, care au semnalat faptul că Trefo, firma la care Elisabeta Vâlceanu, mama ministrului Dan Vâlceanu, este asociat unic și administrator, a înregistrat facturi suspecte. Mai precis, doamna Vâlceanu ar fi fentat statul cu facturi false cu peste 1 milion de lei. Prin înregistrarea în evidența contabilă de facturi pe care erau înscrise bunuri provenite de la societăți care nu au desfășurat o activitate economică reală, respectiv de la Carina Sebatil și BT Metal Invest, înregistrări care nu au la bază operațiuni reale, Trefo SRL a dedus nelegal cheltuieli în sumă totală de 1,1 milioane de lei și TVA în sumă totală de 258.500 de lei. Facturile false despre care pomenesc inspectorii ANAF erau emise de mai multe firme controlate de o grupare specializată în spălare de bani, iar șeful grupării ar fi bulibașa Ferdinand Stănescu, cercetat în 10 de dosare pentru că a prejudiciat statul cu sume uriașe. Ancheta inspectorilor ANAF a fost trimisă procurorilor. Dan Vâlceanu a scăpat pentru că nu era administrator, dar mama lui a rămas să explice procurorilor dacă tranzacțiile erau reale sau menite să eludeze taxele. Conform adevărul.ro, parchetul general a clasat dosarul în care Dan Vâlceanu, noul ministru al finanțelor, era acuzat de evaziune fiscală. În cauza care face obiectul interesului dumneavoastră, instrumentată de secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 8 februarie 2021, a fost dispusă soluția de clasare în baza dispozițiilor articolului 16, litera A din codul de procedură penală. Fapta nu există. Pe de altă parte, parchetul general a disjuns dosarul în ceea ce privește alte persoane și l-a declinat la alt parchet, potrivit răspunsului oficial dat celor de la G4 Media. În dosarul de evaziune fiscală au fost vizați inițial deputatul PNL Dan Vâlceanu, ministru al finanțelor și firma părinților lui, Trefo SRL din Rovinari. Aveți datorii la stat? Cum? Datorii la stat aveți? Ce știu eu la momentul ăsta, nu. V-am spus, nu sunt acționar în nicio companie. Când am ajuns în Parlament, am închis toate acele companii la care eram acționar, tocmai pentru a nu genera și mai multe întrebări ca acestea pe care dumneavoastră le aveți astăzi, astfel încât să, eu știu, închidem subiectul ăsta, pentru că e unul, din punctul meu de vedere, creat artificial. Potrivit unei anchete de presă publicate în România Liberă în 2019, inspectorii de la ANAF Gorj au făcut un control la firma Trefo SRL din Rovinari, deținută de Elisabeta Vâlceanu și condusă de directorul Eugen Vâlceanu, părinții ministrului Dan Vâlceanu. Controlul a fost făcut după ce inspectorii au primit sesizări din alte județe privind un comportament de tip fantomă din partea mai multor firme care au livrat materie primă către Trefo Rovinari. Inspectorii ANAF aveau suspiciuni că tranzacțiile se făceau doar pe hârtie, cu scopul de a diminua impozitul pe profit și de a deduce TVA. Un lucru a atras atenția inspectorilor ANAF. Facturile firmelor care livrau materie primă către Trefo erau semnate toate de persoane care se numeau Stănescu și aveau același scris, deși proveneau din zone diferite ale țării. Până atunci, compania familiei Vâlceanu a avut succes. Doar anul trecut a derulat contracte de peste $1 milion cu firme de stat ca CET Govora, compania locală de termoficare Colterm, complexul energetic Hunedoara sau complexul energetic Oltenia. Da, aceasta este povestea pe scurt. Vreau să merg un pic la Andrei și la Dan și apoi merg la domnul Iacob.
Ați fost atenți la declarația ministrului Vâlceanu? Am închis toate firmele când au ajuns parlamentar, tocmai ca să nu apară acest tip de întrebări. Adică cum? Adică din ce înțeleg eu? Adică dacă erau curate, aș dacă erau niște în urme, regulă. Aș șters niște urme, așa se înțelege. Le-au șters, nu cred că le-a șters, că noi am cercetat și am găsit și la firmele din urmă. O să vedeți în zilele următoare. Da, mă rog, da, interesant nu, e... Atenție, este ministrul finanțelor. Vino și da, spune, și am închis firmele când am ajuns parlamentar ca să nu mai apară întrebări ca cele de acum. Adică cum? Ghinion. Apar întrebări. Apar și mai ales apar conexiunile. Când am spus la începutul emisiunii că e un caz de securitate națională, mă refeream la acest domn Bulibașa din Grajduri, Iași Ferdinand, utât, atenție, Stănescu, care, mai din ce am căutat eu azi, așa, foarte pe scurt, are vreo 3-4 condamnări. Una de 3 ani și 6 luni în 2008. Dar voi înțelegeți că toate facturile astea erau cu numele domnului acesta scrise de aceeași mână cu același pix? Adică... Familia ministrului finanțelor are a face cu un domn condamnat ultima dată anul ăsta, în 2021, 5 ani de pușcărie. Nu numai familia, Bulibașa, și el personal și el a fost și director economic. A fost da. Acolo, ci Dumnezeu. Domnule, Iacob, o secundă, nu vă... Și nu e singurul caz. Și nu e singurul caz, fiindcă firma aceasta Trefo, a familiei, acum că el spune că a ieșit din firmă, are fost director economic, domnul Vâlceanu. Da, are contracte cu CEU Oltenia în asociere, atenție, cu firma lui Nicu Sarcină. Cine mai e? Mare afacere aici din Gureș, cercetat de DICOT, dar care întâmplător are soția judecătoare la Tribunalul Gorj. Foarte interesant mi-a semnalat o telespectatoare că din Vâlcea de data aceasta provin foarte mulți, foarte multe personalități de la București, ca să zic așa. Chiar președintele CSM-ului este din Vâlcea. Foarte interesant. Multă lume se trag unii pe alții, știi cum e. Se cunosc, județ mic. Cine-i președinte CSM? Bogdan Matescu? Bogdan Matescu. Cel cu problemele cu tatălui, cu tot cu Govora, cu ce s-a scris. Da, era cu Rezist. Păi așa, dacă era cu Rezist, ce? Era, ce s-a scris? Era de bine. Erau și ei cu Govora, tot pe acolo? Are tot, voie, dacă... Tot în zona aia de afaceri? Ideea este că tot ce înseamnă pe zona de finanțe, problemele celor din zona asta, Vâlcea, Argeș și Gorj, se închid fără niciun fel de finalitate. Adică, oare de ce? Tocmai pentru asta. Pentru că acolo este Neagogu, acolo este și tăticul lor, de acolo vine și tăticul lor și am zis că nu mai vorbim despre asta sau nu mai deschidem un front, dar trebuie să spunem că acolo este Muguri Sărescu și de acolo se naște corupția sau s-a născut corupția din zona asta ANAF. Dacă vrei să observăm, o să analizăm și o să vezi că... Concepte întregi de lucru s-au născut acolo. Că din zona aceea pleacă foarte mulți în zona de finanțe, ANAF-ul. Deci ei controlează, probabil că și-au împărțit țara. Va trebui la un moment dat să analizăm de unde vin ăștia din miliție, de unde vin din servicii, pentru că e clar, la un moment dat, țara asta a fost împărțită între niște... Noi dăm acum pe ecran o caracatiță mică. Eu cred că caracatița asta este mult mai mare. Ea este valabilă pentru toate județele din România. Am scris telespectatorii disperați, cercetați toate județele, da, pentru că veți găsi același model de caracatiță peste dar tot. Dar o să găsești în alte județe, cum și mie mi s-a spus să găsești, unde este corupția din poliție, unde este corupția din SRI, unde este corupția din sănătate și au împărțit județele. Pe partea de zonă, pe zona asta de finanțe, de ANAF, corupția pleacă din Vâlcea. Înțeleg că domnul Sarcină este cel care a fost prins pe autostradă conducând acel BMW și încerca să-i dea șpagă polițistului? Mi-a scris cineva acum, verificați să vedeți. A avut multe. Tot la fel, tot cu evaziune fiscală, tot cu Bulibașa asta, cu facturi, nu știu cu cine e. Deci, tot primim informații. Vreau să merg însă și la Laurențiu Ciocăzeanu. Laurențiu, din ce ai văzut până acum? Din ce am prezentat noi. Cum ți se par toate aceste încrengături, această caracatiță, această mafie, care iată a ajuns până la nivelul de sus al guvernului României? Pe mine personal nu mă impresionează și nici nu mă face să mă mir atât de mult cum sunteți voi mirați, pentru că
Acum este în centrul atenției pentru că se ceartă oamenii în PNL, a ajuns Dan Vâlceanu, ministrul de finanțe, care e prieten cu Câțu și uite așa au început să apară lucruri care erau vechi de când lumea și mai mult decât atât, erau multe altele nu în seama lor, ci în seama altora, înainte de a fi ei. De ce? Pentru că de asta spun că nu mă mir foarte tare. E bine că începem să ne uităm, cum zice și lumea, la județe. Pentru că atâția și atâția ani ne-am uitat la guvern, la București. Ce face Năstase, ce face Orban, ce face Dăncilă, nu știu ce. E normal. Dar ne-am uitat foarte puțin la viața asta din județe, care este una aparte de ce ne-am imaginat noi ca jurnaliști centrali. De ce? Ăsta e un mod de viață. Ce discutăm noi acum despre firmele familiei ministrului de finanțe care au avut afaceri cu complexul energetic Oltenia, în conexiune cu marele Nicu Sarcină, mă mir că n-ați auzit de el, că e celebru de atâția ani de zile. Toată lumea spunea de el că este invenția lui Adrian Năstase. De asta spun că judecata și poza unui județ, cum e Gorj de pildă, trebuie făcută pe de-a întregul și urmând tot ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Absolut corect, așa este. Așa și faci. Așa este și ai să vezi că în perioada următoare am să arăt încrengătura în care este amestecată familia Vâlceanu încă de pe vremea lui Adrian Năstase. Așa este, ai dreptate. Oamenii au dreptate când spun duceți-vă și în alte județe. De ce? Pentru că eu am simțit în acest mesaj pe care tu citeai de la telespectator, cumva acela strigă de disperare pe care l-aud de nu știu câți ani. Domnule, dar aici la noi vine cineva să se ocupe? Nu vine nimeni, pentru că deja județele au fost acaparate, eu nu le spun, nu știu, mafia, trebuie să le spunem cum e, grupuri transpartinice, nu au legătură cu un partid sau altul. Pur și simplu sunt niște grupuri de interese în care oameni care au ajuns la butoane prin felul lor de a fi, prin, nu știu, combinații, prin șpagă, prin diverse alte metode, fac practic jocurile acolo, indiferent de guvernare. De ce fac jocurile astea? Pentru că aceste județe, cum e Gorjul de pildă, au fost uitate de lume din punct de vedere economic. Ele sunt așa numite monoindustriale, în sensul că acolo a existat o mare entitate economică, în cazul de față complexul energetic Oltenia, la care au subt o grămadă de-a lungul timpului. Nu vorbesc acum de Dan Vâlceanu, care e ultimul pe listă. De-a lungul ultimilor 30 de ani. Sarcina a fost, cum să spun, vedeta vedetelor acum 5-6 ani, 7 ani, avea contracte cu toate, de la transport, persoane, cum să spun. Deci, ce s-a format capital privat, companii private în aceste județe de tip Gorj, s-a format numai la țâța unor mari entități economice, cum este Complexul Energetic Oltenia, compania Huilei, Hunedoara peste munte, în Transilvania și așa mai departe. Asta a fost specificul lor. Întrebarea este, bun, nu trebuie să fie așa, dar realitatea știm care este. Da. Întrebarea este ce facem cu ce știm acum? Ce facem cu nu radiografia noi, Laurențiu, asta? Nu noi trebuie să facem. Noi facem ce trebuie. Le arătăm la televizor, prezentăm documentele, arătăm această caracatiță, această mafie și o să ne ocupăm și de ceilalți, și despre domnul Sarcină, și despre ceilalți în zilele următoare. O să vedeți și ce s-a întâmplat cu familia Vâlceanu pe vremea lui Adrian Năstase. Ce afaceri făceau, cum au ajuns să-și construiască firma. Ce casă are domnul Vâlceanu? Cu banii cui a cumpărat-o? O să vedeți deci toate aici, aceste lucruri. Aici, Anca, sigur, o să putem și o să descoperim diverse lucruri vechi sau noi. E foarte bine că facem asta. Nu e nimeni depus la zid pentru că încearcă să facă lumină. Să sperăm că se face lumină mai multă în zone altfel uitate, întunecate. Dar discuția este alta. Ce faci ca să nu se mai întâmple ca astfel de zone să fie mulse atâția ani de zile? De acord cu tine, Laurențiu, însă noi acum suntem cu lupa pe cei doi, pe domnul Dan Vâlceanu și pe Florin Câțu, pentru că ce să vezi, domniile lor sunt unul prim-ministru și unul ministru de finanțe. Iar zona lor acești a devenit oameni, România. Acești oameni împrumută țara pe spatele copiilor noștri cu miliarde de euro, în timp ce iată cu ce s-au ocupat ei și familiile lor. Domnule Iacob. Împrumutarea țării, tocmai asta este. Zona lor a devenit România. Nu mai atenție, sunt noi două. Nu vorbim aici de un personaj.
tot din Ministerul de Finanțe. V-am mai spus de el, șeful Corpului de Control din Ministerul de Finanțe, cu al că Laurențiu îl cunoaște mult mai bine. Știi cine e Laurențiu, șeful Corpului de Control din Ministerul de Finanțe în timpul liberalilor? Domnul Călinoiu, nu? Junior. Da, Călinoiu Junior. Da. Fiul... Nu putem cuprinde în emisiunea Baron de Roșu. Astăzi. Deci nu putem. Am pregătit inclusiv despre exact domnul Călinoiu. Exact ce spuneam, Andrei. Exact ce spuneam, nu e o chestiune de partid, corect. Nu e de... E transpartidică, e pur și simplu un mod absolut de viață. Categoric. E un mod de viață. Absolut. Atenție, încercați să, priviți lucrurile nu cu înțelegere, dar cu, cumva cu... chiar cu înțelegere, ăsta e cuvântul. De ce? Pentru că ăsta a fost modul de viață acestor lumii pe care noi le vedem acum. Oamenii care au ajuns la butoane prin diverse metode au fost, poate între ei, chiar abili, inteligenți. Până la urmă, în afaceri așa trebuie să fie. Dar, de fapt, ei au făcut ce? Au profitat, unii dintre ei, de slăbiciunile oamenilor care trebuiau să reprezinte statul. E, asta e o discuție. Cine a reprezentat statul în aceste județe pe care acum le vedem noi foarte negru așa? Și de ce oamenii care au reprezentat statul, că vorbim de prefecți, vorbim de șef de poliție, păi hai să fim serioși. Da. Știți cum se numeau prefecții sau șefii de poliție sau șefii de SRI, că vorbim numai cu acordul acestor grupări. De ce? Pentru că altfel mureau. Altfel mureau aceste județe. Mureau inclusiv aceste relații între ei. Deci, cum să spun, poți să-i spui mafie, da, poți să-i spui mafie. Asta e genul de viață de tip mafio. Dar atenție, până la proba contrarie, ce vedem? Vedem un ministru de finanțe care nu are o problemă penală, nu înțeleg că el s-a retras din firme în 2016. Are familia lui suspiciuni de evaziune fiscală, până la urmă suspiciunea trebuie confirmată oficial, da? Și în cazul ăsta nu poți să-i impuzi lui Vâlceanu că familia lui are suspiciuni. Suspiciunea au mulți. Da, pentru că Vâlceanu a fost director economic Bine, la această firmă, Laurențiu. Poți să-i impuți contractele cu statul, în special cu CEO Oltenia, unde domnul Vâlceanu l-a numit șef acolo, pe Daniel Burlan, cred că îl cheamă, omul lui care a fost la PDL, l-a pus șef. Și faptul de contract... că nu s-a cercetat mai nu înseamnă mult, că nu domnul există Vâlceanu faptele. A fost director economic la această firmă Trefo SRL, apare în declarația sa de avere. Domnia sa folosea o mașină a acestei firme. BMW, deci poți să spui că Jeep. Nu cunoștea lucrurile. Hai să fim serioși. Nu ba poți da, să spui. Bineînțeles. Păi bineînțeles că le cunoștea. Erau, și atunci, era firma despre ce sale. Vorbim? Păi, da, atunci despre dacă, ce vorbim? Da, imediat. Dar dacă e ceva ilegal în asta, hai să vedem că e ilegal. Da, bun, nu, da. Păi ca să vedem că e ilegal, trebuie să se miște parchetul. Imediat, am să vă o să arăt. Acum. Se mișcă pe că îi spunem noi, adică nu, facem noi secundă, agenda parchetului. Le arătăm ce au în sertar. O secundă. Le arătăm ce au în sertar și nu merg mai departe cu ancheta. Să vedem ce au disjuns, care sunt acuzațiile, care sunt încadrările juridice, nu procesul verbal pe care l-au făcut cei de la ANAF în urma controlului, ci avem actul inspecției fiscale, cel care a fost transmis la parchetul general și a fost sesizat pentru deschiderea acestui dosar. Domnule Iacob, haideți să le prezentăm telespectatorilor bomba. Vă rog să le mai arătați odată documentul. E gros. O să-i rog pe colegii este mei. E gros, inspecție. E foarte gros. E gros. Te îi rog pe colegii mei. 56 de pagini. De pagini anexe. Activitatea infracțională. Arătați-mi adresa de înaintare exact. Către parchet. Acesta este. Practic. Iată, acum o să pună colegii mei și pe ecran ca să vadă că avem acest raport al inspecției fiscale care a fost înaintat parchetului general. Nu mai vorbim aici despre actul de control pe care domnul Vâlceanu a afirmat că ar fi fost comandat de cineva din Gorj, că nu e adevărat, că nu păi, știu ce. Dacă putem este arăta actul din oficial, procesul verbal adnotarea... Acesta este actul prin care a fost sesizat parchetul general. Dacă parchetul era ceva Gorj. În neregulă, o vă, rog, explicăm. Vă rog frumos, domnule Iacob, să pregătim și schema, să o punem pe ecran și domnul Iacob o să explice telespectatorilor care este adevărul despre acest dosar. Vă rog, domnule Iacob, acum afișează colegii mei. Apare un control în 2017 al antifraudei la această firmă. Controlul, cum s-a spus și în materialul prezentat de colegii noștri, vine în urma unor altor controle în alte județe, da? Control în Crucișat.
acest control se termină, cuprinde anii 2012-2016, perioada în care domnul Dan Vâlceanu a fost și director, a făcut activitate de execuție. Să nu ne imaginăm că mama domniei sale, o doamnă respectabilă, care are acum vreo 70 ceva de ani, a fost casnică toată viața, pe numele ei e firma, a făcut doamna așa ceva, da? Controlul cuprinde, repet, anii 2012-2016. Dan Vâlceanu, în perioada respectivă, era și acționar și director al firmei. În 4 ianuarie, foarte interesant, de-abia s-a terminat Plogușorul, Sorcova, Sfântul Vasile, în 4 ianuarie se încheie procesul verbal în care se constată evaziune fiscală. Document care a mai apărut în presă. Document care, fiind un proces verbal prezentat părții, e semnat și de parte de domnul Eugen Vâlceanu și domnia sa acolo completează cu mâna că e o făcătură, că nu e adevărat, că nu e real. Exact teoria pe care s-a dus toată lumea după aceea în sprijinul ideii că nimic nu e în regulă. În mod inexplicabil sau poate explicabil, dar n-am ajuns noi exact la toate informațiile, acest document, deși putea și trebuia să fie trimis către un parchet, pentru exact în forma în care a fost făcută, nu s-a trimis către un parchet. Se întâmplă ceva, se tergiversează, trec câteva luni bune, suntem în anul 2018 și în anul 2017, când a fost controlul, era PSD-ul la guvernare, da? Și totuși se tergiversează ceva, se întâmplă ceva ciudat acolo. Documentul însă ajunge la inspecția fiscală, care... De obicei, la inspecția fiscală, când ajunge un proces verbal, de multe ori se cam mătrășește, Dar inspecția fiscală este pusă în situația să confirme actul de control, procesul verbal, ba mai mult să-l completeze, să stabilească o mai bună încadrare și mai bine documentată încadrare juridică și decid să-l trimită la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. La parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj se constată că este implicat un domn, se constată că este implicat în toate operațiunile și în activitate un domn, Dan Vâlceanu, devenit între timp, nu știu, senator sau deputat. Și unde la Tribunalul Gorj și atunci este soția domnului Sarcină, care are contracte cu firma asta, cu ce Oltenia. O familie fericită, da, da. Ce să mai... E, se întâmplă ceea ce era normal, se trimite la DICOT, organul de cercetare competent pentru cazurile în care sunt demnitari, deputați, senatori, da? Și unde stă la un domn procuror Dragoș Cojocariu, iar acest domn se pare că ține acest dosar până undeva prin februarie anul ăsta. Și inițial, toate cei care au avut implicații în dosar și știu dosarul, afirmă că acest domn procuror chiar a vrut să-și facă până la capăt datoria, chiar era deranjat și furios pe presiunile care se făceau, mai ales începând cu anul 2020. Da? Însă, până la urmă, poate și pentru că, din câte știu, în acest moment și soția dânsului este înalt magistrat undeva la înalta curte sau la CSM, nu am mers în zona asta, până la urmă, probabil din cauza presiunilor, presupun eu, aici CSM-ul este invitat să verifice, să protejeze. Și-a dat omul seama că vine echipa câștigătoare. Da. Nu știu ce, nu. Datele pe care le-am este că omul a vrut să facă ceea ce trebuia făcut. A făcut, dar n-a putut. Dar... Mă rog, putea, pentru că e procuror al Republicii. Da? Aici, probabil, CSM-ul este chemat să și sprijine procurorii în situații din astea, să-i protejeze, că tot are grijă a justiției tot timpul. Uite, un caz în care să vină cu secția de procurori, să discute cu domnia sa, să vadă. Dar o să vedeți mai departe. Să face o dijungere, să face un artificiu, o chestie în care este scos cumva, nu mă explic, pe carte, pe lege, n-am văzut cum... Nu există o explicație, un document al parchetului, că n-ar fi nevoie... Sigur, există o teorie întreagă, că în evaziunea fiscală e responsabil doar administratorul, adică vezi, doamne, mama domnului Vâlceanu, nu? Adică hai să lăsăm în offside treaba, lăsăm la doamna Vâlceanu. Da? Nu e adevărat, faptele sunt individuale și pot fi probate. Dar nu se face un asemenea probatoriu, se face un artificiu, se trimite înapoi la parchetul Gorj, pentru că nu pot să mușamalizez cauza asta așa, dar stă în nelucrare
în mâna unei doamne procuror, Daniela Morsoi, ca pur și simplu, e la dânsa, dar nu se întâmplă nimic. Femeia asta, în mod normal, ca un procuror, nu știu cât e de bine, pregătit de nu, ar trebui să uite în dosar și din nou să aibă revelația că trebuie trimis la DICOT, pentru că e un deputat implicat acolo. Da? Nu, dosarul ăsta, realitatea o să-l pună pe site-ul realității. O să-l vadă orice procuror, orice avocat, orice inspector. Vă referiți la actul de sesizare. La actul de sesizare, la inspecția fiscală. Va fi urcat oricine de colegii noștri poate pe site-ul vadă realității. Și să înțeleagă. Vă mai spun ceva, revin. Cei din control, chiar cei din inspecția fiscală, oameni de acolo, de la Gorj, au spus, dom'le, aici trebuie să ne extindem, să ne ducem și încolo, și încolo. Nu s-a mai aprobat. Cine nu s-a mai aprobat? Ierarhic superior. Nu s-a mai dat drumul. Aici puteau să meargă pe niște verificări extraordinar de multe, multe direcții. Dacă vreau, asemenea, caracatiță. Noi vorbim doar de ce s-a constatat, doar de un vârf al icebergului din activitatea acestei firme, care s-a putut constata la un control limitat, nu extins, cum ar fi fost normal, la multe alte încrengături și la multe alte firme. Despre asta vorbim, domnule ministru al finanțelor și domnule prim-ministru. Cine ar trebui să continue aceste controle? Ar trebui să, continue și ANAF-ul, ce să vezi? Lăsați-mă să spun ce am vrut să spun. Cei care sunt în subordinea domnului Bâlceanu? Exact, despre asta vorbim. Am înțeles. Da. Credeți? Și a domnului Câțu. Și a domnului președinte Iohannis. Păi, domnul președinte Iohannis pare și că în subordinea domniei nu sale. E deranjat de aceste lucruri. Nu știu, va afla, se va documenta. Vedeți, noi n-am vorbit aici de acea echipă din interiorul partidului și acea doamnă care îl sprijină nemijlocit pe domnul Câțu, doamna Alina Gorghiu. Și de ce n-am vorbit? Pentru că ei reprezintă o altă idee, un alt grup de interese care l-au găsit pe domnul Câțu să-l împingă în fața nației. Dar doamna Gorghiu s-a ocupat de lobby la domnul președinte trebuie pentru să ne domnul ocupăm Câțu, și de acest dar domn nu sarcină. A știut, dar nu, sunt convins că nu a știut. Sarcina da. E un holding. Trebuie să extindem, trebuie, da, succes, magazinele de succes. Dar nu numai magazinele de succes, are firme de construcții. O secundă, vă promit că documentăm. Eu am vorbit de el de duminică. Da, să înțeleagă telespectatorii că în timp ce noi vorbim ne vin foarte multe informații. Deci am primit atât de multe mesaje și de informații și despre ce se întâmplă în Vâlcea și despre ce se întâmplă în Gorj. Avem atâtea linii de verificare și de informații de acum înainte. Nimeni nu anchetă. Da, și Serviciul Român de Informații trebuie să le aibă pe toate. Nu, sigur nu o să ne dea. Și la parchet trebuie să ajungă. Măcar la președintele Iohannis să le trimită. Și la președintele la domnul Câțu degeaba le trimite că sunt prieteni, nu să... Deocată le avem pe Cucuru, așa. E pe plajă la Neptun, nu-l deranjați. Cine e pe plajă la Neptun? Președintele, ce vrei să facă? Stai la Cotroceni? Da. Pe vară, e august. Uite, eu vă propun așa, pentru că noi ne-am propus în această săptămână, în fiecare zi, să vorbim câte puțin despre acest subiect. Mâine, nu vă spun încă ce avem mâine, și joi avem o ediție interesantă. Și uite, acum o să schimb un pic ediția de vineri. Și o să mă ocup un pic de domnul Sarcină. Până însă ne ocupăm de domnul Sarcină, noi astăzi ne-am mai propus un subiect și aș putea spune că are legătură foarte mare cu moțiunea progresistă pe care o propune domnul Câțu pentru președinția PNL-ului, dar și o posibilă explicație a sprijinului pe care îl are Câțu și echipa sa pentru a prelua puterea totală și a prelua și a distruge PNL-ul. Sunt niște interese externe care sunt tot mai vizibile. Sunt de ani de zile. Încă de pe vremea celebrului Binom, ele funcționau direct din ambasade. Erau decorați, diversi, pentru merite deosebite, nu știm în interesul cărei țări. În această seară ne-am propus să vorbim și despre un ambasador al statului paralel, cum a fost el numit. Nu e vorba despre domnul Maior, pentru că și el a fost numit așa. Este vorba de un ambasador care a fost la București și a fost implicat în afaceri bănoase, cu nume importante, care de curând
a fost numit de președintele Biden ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană. Cât de importantă este această poziție și cât de influentă ar putea să fie și ce legătură are domnul Wittgenstein cu doamna Laura Codruța-Kövesi și acum șef la parchetul european? Vedeți în materialul care urmează și ne întoarcem în platou să discutăm alături de invitații mei. Fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii la București i-a plăcut mult țara noastră. I-a plăcut atât de mult încât a vrut să ia cât mai mult din ea. Mark Wittgenstein este diplomatul de peste ocean care chiar și după ce și-a încheiat misiunea sa a continuat să facă afaceri în țara noastră. Dar cât a fost ambasador, adică vreme de aproape 4 ani, din 2009 până în 2012, s-a îngrijit ca toate afacerile cu despăgubiri pentru retrocedări prin ANRP să meargă ca unse. Fostul senator PSD Valer Marian dezvăluie în avertisment.net că afaceriști protejați de politicieni sau de șefi de servicii secrete care ar fi cumpărat drepturi litigioase de la foștii proprietari la prețuri de nimic, ar fi obținut despăgubiri de 10 de milioane și chiar de peste 100 de milioane de euro, prejudiciind fondul proprietatea care este acționar și administrator la cele mai profitabile companii cu capital de stat. În primul rând, la cele mai importante companii energetice românești, Hidroelectrica, Transelectrica, Electrica, Romgaz și Transgaz. Ambasadorul Mark Wittgenstein a manifestat un interes deosebit față de fondul proprietatea. În septembrie 2010, statul român a pierdut controlul, administrator unic al fondului proprietatea devenind grupul britanic Franklin Templeton Investment Management, care face parte dintr-o organizație globală de administrare a investițiilor cu sediul în San Mateo, California. Conform unor surse judiciare, ambasadorul Wittgenstein a făcut intervenții la cele mai înalte nivele politice din țara noastră pentru atribuirea contractului de administrare a fondului proprietatea către Franklin Templeton Investment. La acel moment, ambasadorul Wittgenstein prezenta compania Franklin Templeton Investments ca pe un colac de salvare apărut de nicăieri ca să ne aducă țara pe linia de plutire. I'm looking a little bit at Franklin Templeton and they, it looks like they are bringing more free market than ever in Romania. Well, they're trying to, yes. Yeah. They are suing the Romanian government for yeah. bad moves. Yeah. How do you see the temptation of the Romanian government to take easy money from companies that are managed by Fondul Proprietatea or where Fondul Proprietatea is? Well, the property fund's not going to put up with that. And, you know, suing the government, you know, in the United States we have, I am a lawyer, so we do a lot of litigation. And litigation can, I mean, here it's viewed sometimes as warfare. Sometimes you need a third party, a court, to resolve a dispute between you and the government. And so you have to go to court in order to resolve a dispute. For example, the so-called Romgaz transaction, which I talked about, and the Romgaz gift, as they called it. The only way to stop that is, you know, if the government won't respond and stop the gift, stop insisting on the gift and voting their shares the way they did, then you have to sue the government and those shareholders for violating the corporate law. Despre instanțele pomenite de americanul Wittgenstein, fostul senator Valer Marian susține că ar fi fost dirijate de oameni din serviciile secrete, dar și de către Traian Băsescu și Emil Boc, pe vremea când aceștia conduceau România. Recent am obținut o dovadă clară privind implicarea ambasadorului Mark Wittgenstein în soluționarea litigiilor judiciare privind fondul proprietatea. Deși, în timpul mandatului său, a făcut paradă cu apărarea statului de drept și a independenței justiției din România. Este vorba de o telegramă transmisă de Ambasada Statelor Unite de la București, Secretarului de Stat și Secretariatului Departamentului Trezoreriei Statelor Unite în data de 25 februarie 2010, care a fost făcută publică de organizația WikiLeaks. În această telegramă este consemnat textual: angajamentul personal, la cererea ambasadorului, atât a președintelui Băsescu, cât și a primului ministru Boc, a rezolvat în cele din urmă problema litigioasă. Potrivit avertisment.net, pe lângă sprijinul politic la cel mai înalt nivel de care Wittgenstein ar fi beneficiat pentru obținerea soluțiilor favorabile în instanță, fostul ambasador al SUA la București s-ar fi bazat și pe legăturile pe care anumiți magistrați implicați le aveau cu serviciile secrete. You have pretty good laws here, actually, on your corporate laws, and in this respect, I think we'll see in the litigation are pretty good. But you need somebody with the wherewithal and the knowledge to bring the litigation and to sue. But the simpler solution would be to change the composition of these boards so that the composition was more oriented towards the
the actual value and the assets and the profitability of the companies rather than any political considerations or government considerations. Practic, din funcția de ambasador, Gitenstein ar fi reușit să pună mâna pe fondul proprietatea, devenind membru al Comitetului Reprezentanților la câteva zile după promovarea protejatei sale, Laura Codruța Chioveși, în funcția de procuror șef al DNA. Fostul ambasador ar fi primit o indemnizație de peste 20.000 de lei pe lună, vreme de peste 8 ani, notează publicația. În perioada în care s-a aflat la timona fondului proprietatea, nici DNA, nici alt organ judiciar, nici serviciile secrete sau autoritățile de control financiar n-au catadixit să facă verificări la acest fond, în pofida informațiilor și indiciilor privind devalizările substanțiale produse. În perioada 2016-2019, Gitenstein a deținut și funcția de președinte al Fundației Biden, încă o dovadă a legăturii sale apropiate cu actualul președinte al Statelor Unite. La niciun an după ce a obținut jobul de la fondul proprietatea, Mark Gitenstein și-a mai dorit o slujbă gras plătită în România. În ianuarie 2014 a devenit consilierul special al patronului Astra Asigurări, Dan Adamescu, cu un salariu lunar de 100.000 de dolari. Din dezvăluirile lui Valer Marian aflăm și că Mark Gitenstein este implicat și într-un mare proiect imobiliar în Cluj. De o lună, Mark Gitenstein este ambasador al Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană, în această funcție fiind numit de către președintele american Joe Biden. Mark Gitenstein a deținut funcția de ambasador al Statelor Unite în România timp de aproape 4 ani, în perioada iulie 2009-decembrie 2012, respectiv în perioada de glorie a președintelui Traian Băsescu la conducerea țării. Coincidența face ca, în timpul mandatului de ambasador al lui Gitenstein, a fost semnat protocolul de colaborare dintre SRI, Parchetul General și Înalta Curte de Casație și Justiție. Protocol semnat de către fostul director SRI, George Maior, procurorul general Laura Codruța Chioveși și președintele ICCJ, Paul Florea. În baza acestui document a fost permisă implicarea SRI în activitatea de urmărire penală, iar justiția a devenit câmp tactic până la soluționarea definitivă a dosarelor instrumentate cu sprijinul logistic al SRI. Împreună mergem mai departe. Pentru gustul memorabil al bucătăriei de vară, la Penny ai hanul boieresc. Mușchiuleț din piept de pui, 400 de grame, 9,99 lei și hanul boieresc, piept de porc os feliat, 750 de grame la 15,99 lei. Și ai venit tu din viitor să-mi zici mie chestia asta cu vopsea? Păi ce, din viitor, din Germania până aici, nu faci mai mult decât faci tu până la mol. Oscar Ultra Lavabil cu efect antipătare. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. Senzație de picioare grele și obosite și acest aspect inestetic? Sigur, pot să port oricând pantaloni în locul fustei. Însă, eu am ales Divenoxin. Divenoxin conține, printre altele, diosmină, hesperidină și extract de ghimbe pădureți care susțin funcționarea normală a circulației venoase. Divenoxin pune în mișcare circulația venoasă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei să fii în formă? Gustă ceaiul antiadipos Yonkang. Acesta sprijină digestia, ajută la menținerea unei greutăți normale, elimină toxinele și fortifică sistemul imunitar. Ceaiurile Yonkang. Atât de simplu să arăți și să te simți bine. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Descoperă vara așa cum n-ai mai văzut-o cu Hot Sales de la OptiBlue. Vino acum în magazine sau pe optiblue.ro și profită de super reduceri de până la 70% la rame și ochelari de soare. OptiBlue. Acum foc o mașină pe care scrie EMAG. Toate vechiturile le-au luat săraci oameni. Nu sunt săraci, doamna. Ce-am luat lucruri noi. Ia-ți frigider Beko cu două uși, volum 375 litri la doar 1599 lei și te scăpăm pe loc de cel vechi. În plus, primești un card cadou de 150 de lei. EMAG. Aici așa totul e natural. Se cultivă din tată în fiu. Mega m-a ajutat să fac un produs sănătos.
analiză la sol, apă, roșia gusturi românești e pentru familie, prieteni și clienții Mega Image. Gusturi românești, sănătate curată, direct de la gospodari. La Fashion Days au început reducerile finale de sezon. Răcorește-te cu End of Season Sale și reduceri de până la 70% la ținute de vară. Totul cu livrare gratuită în Easybox. Fashion Days. I'm your burning energy. A better thing I used to be. You're my rock of empathy. Marty! Pilsner Urquell, the original Pilsner. Suplimentele alimentare Yonkang mi oferă energia de care am nevoie în fiecare zi. De când folosesc Yonkang, sunt plin de viață și sănătos. Pentru a fi mereu în formă, vă recomand produsele Yonkang. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ford Transit, acum cu o rată lunară de 292 euro, fără TVA, 0% dobândă și garanție complexă 4 ani. Detalii pe Ford.ro. Noul an școlar începe cu cele mai atractive oferte Hervis. De exemplu, rucsac Nike Elemental la doar 79 de lei, între 2 și 14 septembrie. Get moving! Hervis! De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Chiar și haina din dulap poate face un bine, care se pune. Se pune pentru aerul mai curat pe care îl respiră pădurea, pentru râul ferit de plastic, ba chiar și pentru Ieduțu și orice alt suflet al naturii. Împrietenește-te cu natura! Ai vestă text pentru adulți din materiale reciclate la 52,49 lei și fără să-ți dai seama, ai făcut un bine și ție și mediului. Carrefour. La Kaufland nu acceptăm orice fel de ieftin. Vrem mai ieftin decât ieftinul obișnuit. De miercuri până vineri, între 1 și 3 septembrie, ai ca clasic pastă de tomate la doar 3,49 lei. Philadelphia cremă de brânză la doar 9,49 lei. Și ulei de floare soarelui la doar 4,99 lei. Atât, atât de ieftin. Kaufland. Bronzul perfect nu e pentru toată lumea? Poți începe cu 40% reducere la produse pentru protecție solară și 15% la ținute de vară. În programul de loialitate Vodafone Club ai oferte pentru tot ce vrei. Intră în My Vodafone și descoperă-le. Together we can. Vodafone. Mamă, tată, el este Andrei. E pe gustul nostru, da? Andrei? Bine ai venit la show-ul Mari Dileme! Deci, care e răspunsul tău, Andrei? Vrei un indiciu? Întreabă ursul din tine. Fără supărare, eu prefer un ursus. De fapt, și eu. Ursus. Ascultă ursul din tine. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Da, ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și vorbim despre ambasadorul statului paralel, cum a fost numit Mark Gitenstein. Noi am mai vorbit aici la culisele statului paralel despre perioada cât a fost ambasador, despre cum deschidea ușa cu piciorul în timpul guvernării Ponta, căci în perioada aceea era perioada de glorie a binomului cu ambasadele. Totul se ordona de acolo. Ați văzut în materialul pe care l-au prezentat colegii mei faptul că au apărut documente, inclusiv în ce a fost publicat din Wikileaks. Noi am prezentat aici și legăturile cu Podesta Group. Este foarte clar că s-au tras niște sfori. Cel mai grav este faptul că Mark Gitenstein a ajuns în bordul fondului Proprietatea. Ce afaceri s-au făcut? Ce afaceri a făcut prin intermediul său fiului Biden, dar mai ales
Ce influență va avea acum Marc Gitenstein în poziția de ambasador al Uniunii Europene? Pentru că este o poziție foarte puternică, credeți-mă. Când eram la guvern, în timpul guvernului Dăncilă, Dăncilă a ținut morțiși să se vadă cu ambasadorul de la acea vreme la Uniunea Europeană, întâlnire pe care i-a aranjat-o Ana Birchel. Și prin intermediul ambasadorului, informațiile au ajuns direct la președintele Statelor Unite, ca să înțelegeți care este forța ambasadorului Statelor Unite la Uniunea Europeană. Domnule Iacob, dumneavoastră știu că sunteți cu parteneriatul strategic, cu partener... nu avem nimic cu parteneriatul, acum vorbim despre lucruri total diferite. E foarte bine, da, e foarte frumos. Da, pentru că sunt cu parteneriatul strategic, spun așa, domnul Gitenstein, mă uitam la interviu, ipocrizie și lăcomie. Oricine din România, slugărnicie și prostie. Între astea două, paranteze, e tranzacționată România pe nimic. Fondul proprietatea, vă dau doar un exemplu. Portul Constanța are, mi se pare că fondul proprietatea are 10%, 15%, 120%, nu știu cât are. Are ceva, X%. Uh-huh. Fondul proprietatea de fiecare dată se opune la tot și toate. Probabil că acolo nu mai are statul român la fondul proprietatea. Asta este grav, că nu mai au românii la fondul proprietatea, care de fapt era proprietatea lor. Dăm voie să duc ideea până la cap. Fondul proprietatea, eu spun Portul Constanța, așa face și în alte părți. Orice ban care s-ar aduna sau vrea să-l ia, pe când, de exemplu, portul și restul acționarii ar vrea să reinvestească. Și de fiecare dată fondul proprietatea șicanează sau blochează sau joacă sau încearcă să influențeze Consiliul de Administrație care se formează. Depinde acum de ce mandat dă, ce să vezi, Ministrul Transportului Consiliului de Administrație. Ca să nu investească, deci ca să nu se dezvolte. Ia bani. Sigur că da. Că scotați la bursă și jocuri de genul ăsta. Adică economia României, unități mari și structuri mari din România, noi le-am dat parțial la fondul proprietatea. Iar dacă ei își vor găsi niște miniștri care să dea mandat în Consiliul de Administrație, fondul proprietatea va face ce vrea cu banii aia. Ca să înțelegeți cât numai este, să nu se reinvestească în România. Cât este de puternic și de important, domnul Gitenstein, am pregătit o fotografie. Andrei, tu ai publicat această fotografie. Deci ca să fiu clar, ipocrizie și lăcomie, dar astea sunt corporațiile mari și oamenii, da? Și slugărnicie și prostie la noi. Am pregătit asta o fotografie. Parteneriatul strategic. Nu este asta fotografia. Aceasta este. Gata. Vă rog frumos să o arătați. Iată, președintele Iohannis se duce să-l salute pe Marc Gitenstein, care stă cu mâna în buzunar. Andrei. Da, este o captură. Asta e imaginea puterii pe care un ambasador o are în fața unui președinte de țară. Era 2015, dacă nu mă înșel, în septembrie, când președintele Iohannis a fost la New York la ONU și după aceea a avut o întâlnire cu Camera de Comerț Român-Americană și a organizației destul de, mă rog, și stătea Gitenstein cu mâna în buzunar, după cum se vede, și președintele... S-a dus președintele la el, n-a venit Gitenstein la președinte, ca să ne înțelegem. Da, din spate, evident, ăla din spatele, e de la o coadă. Ăsta cu ochelari din spatele președintelui nu e Mândruțescu? Ei, na. De la Oracle, care... Nu, posibil, iau o întâlnire cu omul de afaceri. Amceamului. Dar dacă vrei, într-adevăr, să vorbim de fondul proprietatea, sunt cel puțin trei plângeri la DNA făcute pe subiectul fondului proprietatea. Una a fost respinsă, nu contează cine a făcut-o, una făcută de Ingrid Mocanu, care era secretar general în Ministerul Justiției și care a depus și documente. Acolo e depusă și stenograma Wikileaks, care ați arătat-o voi din 25 februarie. Ca să fie clar, când 2010. Domnul Gitenstein era în bordul fondului proprietate. Da, și care s-a dus și spune, spunea pe scurt în acea telegramă, că a intervenit la Băsescu și Boc să rezolve o problemă litigioasă legată de fondul proprietate. Dar e un alt document, de fapt sunt mai multe bombă, este o adresă a fostului președinte al Comitetului de Supraveghere al Fondului Proprietatea către Ministerul Finanțelor, numărul 243, 7 martie 2007, în care acest domn, pare rău, nu știu numele, spunea că activele Fondului Proprietatea s-au strâns fără un raport de evaluare al activelor fondului. Deci, practic, au luat niște bunuri ale statului român, 10% din port sau, mai știu, hidroelectrica sau ce au mai luat acolo, dar nu le-au evaluat ca să știm cu câți bani a participat statul român la această chestiune. Calculul făcut de doamna Mocanu indică că la acel moment, deci 2006, ar fi fost vorba de 5 miliarde de roni. Adică la momentul de astăzi, să zicem, 1 miliard de euro la timpul respectiv.
nu mai punem ce s-a făcut între timp. Mai mult, cum se făceau tranzacțiile? După ce au început să facă fondul proprietatea și să iasă pe bursă, după ce au băgat pe bursă și le-au luat ei, prețul era de 7 ori mai mare decât cel înainte de listare. Mi se pare normal. Iar cei care beneficiau, mă rog, de retrocedări, știți că la un moment dat se dădeau retrocedări cu fondul proprietate, acțiunea așa. Apare într-o declarație chiar a domnului Gitenstein la un post de televiziune, primeau 10 bani pentru fiecare leu din valoarea acțiunilor la fond. Atenție, să repet. Da. Acest domn a fost ambasadorul Statelor Unite la București, este cel care a și inaugurat ambasada pe terenul de la, din ferma Băneasa. Așa. Atunci a fost... fiul președintelui Biden, cel care între timp nu mai este în viață din cauza unei boli grave. Domnul Coldea acolo... Toată lumea bună. Și vreau, vreau să-ți mai dau o informație. Imediat. Țineți ideea că trebuie să luăm pauză de publicitate. Ce vreau să vă spun și ce vreau să discutăm pe finalul emisiunii, inclusiv faptul că acest domn este acum la Bruxelles, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, doamna Chioveși este șeful parchetului european și dacă vă aduceți aminte, la un moment dat și domnul Coldea s-a plimbat pe la Bruxelles și viza o poziție la Bruxelles. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem. Fiți informați, rămâneți alături de noi și pe site-ul realitatea.net, iar la Realitatea FM pe 90.2 puteți interveni în direct la radio dacă sunați 861-58-068. Acolo este colegul meu, Mihai. Ne întoarcem după pauză cu noi informații și cu concluziile serii. Stimați domn și doamne de la Vodafone, noi cei din satele Drăghești, Cernavârf și Busești vă rugăm să aduceți internetul și la noi. E superbă zona, dar complet deconectat. Am tras 21 de kilometri de fibră optică pentru rețeaua fixă. Am montat o antenă ca să conectăm 300 de gospodării la internet de mare viteză, fix și mobil. Îți aducem cea mai performantă rețea de date SuperNet 5G și o rețea fixă de înaltă calitate, SuperNet Fibră. Together we can. Vodafone. Râsete, efort fizic, strănut sau tuse. Incontinența urinară apare în diverse situații. Pe mine m-a ajutat Feminost. Feminost ajută la reducerea pierderilor urinare diurne și nocturne. Feminost. Controlul are rost. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În acest moment, vreau ca picioarele mele să devină fine și hidratate. Tocmai de aceea aleg Parasoftin, iar pielea tălpilor netedă și delicată. Parasoftin îmi oferă încredere că pielea tălpilor mele va fi întotdeauna îngrijită și catifelată. Parasoftin. Pentru tălpi fine. Caută acum în farmacii setul Parasoftin ediție limitată, ce conține șosete exfoliante și cremă pentru călcâie. Există o soluție simplă. Noul Exoderil Set atacă infecția fungică și se aplică doar o dată pe săptămână. Un simplu pas pentru unghii sănătoase. Exoderil Set. Miile de hârtii și cozile la ghișee pot fi evitate ușor. Semnăturile oficiale cu partenerii sau instituțiile statului nu ar trebui să dea bătăi de cap. Cu DigiSign totul e mai simplu. Cu semnătura electronică DigiSign rezolvi orice operațiune ușor și rapid. În plus, o poți reînnoi la 2 sau 3 ani. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Când ai nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice, parcă nu e nasul tău. Încearcă Bixtonim, formula unică cu 3 substanțe active. Are dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare pentru un efect rapid. Bixtonim desfundă nasul rapid. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Uneori ai nevoie de un mic ajutor, iar cei apropiați știu mereu cum să-l ofere. La Provident ai acum sume între 1.000 și 4.000 de lei cu rate fixe de la 19 lei pe săptămână. Pentru un împrumut rapid, sună la 021-275-7575 sau aplică online. Provident. Împreună rezolvăm mai ușor. La EMAG se strigă catalogul ofertelor tari. Welcome back to cool! Ai livrare rapidă și review-uri reale pe care te poți baza. Cumpără acum scaun de birou ergonomic Cream Star negru la doar 149 lei. EMAG.
Noul an școlar începe cu cele mai atractive oferte Hervis. De exemplu, rucsac Nike Elemental la doar 79 de lei, între 2 și 14 septembrie. Get moving! Hervis! Indiferent dacă le faci de plăcere sau de nevoie, la OMV, drumurile tale sunt premiate. Plătește cumpărăturile la OMV, direct din aplicația telefonului în care ai salvat cardul tău Mastercard și primești garantat 10 lei înapoi la fiecare tranzacție. De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Puiul Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Reîncepem școala și cu poftă pentru educație și cu chef de distracție. Descoperă ofertele Altex din categoriile birotică, papetărie sau laptop desktop IT și începe cu încredere pregătirile de școală. Ia-ți acum smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G cu cameră foto quad de 64 megapixeli la 1247,92 de lei și hârtie A4 Zoom cu 500 coli pe top la 9,89 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Salutare și bine ați venit la singurul show care vă arată ce se întâmplă în bucătărie după ce am terminat de gătit. Iar astăzi vom curăța vasul de iena, oala de tocăniță și tava în care am gătit friptură de vită cu cartofi la cuptor. Pentru asta ingredientele noastre sunt... Sanoforte Plus! Degresant spumă super concentrat ce elimină cu putere grăsimile și resturile de mâncare arse de pe suprafețe fără să le încălziți. Sanoforte Plus! Acum și cu parfum plăcut de lămâie. Strălucitor! Clar e deșert! E vreo problemă? O rezolvă Sano! Exoderil cremă cu acțiune țintită împotriva ciupercii pielii. Reduce senzația de mâncărime, roșața și mirosul neplăcut. Exoderil. Direct la țintă. Tratează ciuperca pielii și a unghiei. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și merg. Andrei, vrei să mai adaugi ceva o despre... O chestiune scurtă ca să o ducem și în mai multă actualitate, apropo de domnul acesta, Mark Henry Gutenstein. Așa. Omul cheie care probabil va avea grijă de activele fondului proprietatea și pe viitor, o anumită doamnă Simona Fătu, care a fost reprezentantul fondului proprietatea la Salrom, că sarea asta... Am înnebunit cu ea de pe vremea lui Băsescu și cu Voiculescu și cu... Pe vremea lui Burebista. A fost numită secretar de stat în Ministerul Economiei de preonoratul domn Năsui, nu? Așa, care se ocupă, doamna, de, citesc cu ghilimele, reforma companiilor de stat. Perfect. Exact ce trebuie. Adică să vândă tot ce mai de vândut, nu? Și de preferință să nu să vândă, să le dea gratis. Nu, a spus omul. Pe nimic. Să schimbați consiliile de administrație în așa fel încât să ne facem noi banul. El a spus Dane. Clar în interviu. Nu, eu mă gândeam acum că de unul ca un excroc precum Ovidiu Vântu sau alți excroci ar fi extraordinar de invidioși pe cei care au creat acest fond proprietatea. Pe domnul Gutenstein? Nu, pe cei care au creat fondul proprietatea. Vorbim acum despre domnul Gutenstein, despre faptul că el este acum într-o poziție în Europa. Tu te gândești că dacă Sovul lua la Gelsor pe Gutenstein ăsta, acum era împărat... Păi, l-a luat domnul Adamescu la firma de asigurări și... Îți dai seama să vină cineva și să ia acțiunile din toate companiile profitabile, neevaluate, să le ia pe gratis, să le administreze și să facă ce vrea cu ele. Păi, îți spun, cei mai mari scruși, Ponții, ăla, creatorul schemei Ponții, ar fi invidios acum, ar plânge, s-ar da de capul de perți când ar vedea această invenție a fondului proprietatea. Iar în fruntea acestui fond a fost pus cine? Un ambasador al unui stat care pe noi ne-a tratat la un moment mai când discutam la un moment dat despre bucătari și cameriste care ne primeau la ambasadă. Mai țineți minte când... Da, omul ăsta este cel care
a creat clasa asta de subjugați care nu mai vin să bată la ușa ambasadei, deci se închină la bucătarii și cum la mâna în buzunar, se închină la bucătarii și ce vrei mai și la cameristele de la ambasadă, de la ambasade, ca să nu dăm toate ambasade. Asta a fost. Și mai e o poză cu domnul Ponta care taie un tort cu steagul Americii. E și e tot acolo în acel material, acel eu am o concluzie mai cuprinzătoare, vedeți? În județul Dol și Gor și Vâlcea nu au fost obiective interesante pentru fondul proprietate. Da, dar au fost pentru băieții. E, ce Oltenia vine acum? Nu. Ba da, ce Oltenia e interesant să fie închis. Apropo, intrăm noi în subiect. Și Olchimul. Dar și în consecințe, ambasadorii nu s-au uitat pe acolo, dar nu s-au uitat nici domnul Coldea, nici doamna Chioveș. S-a uitat domnul Vulceanu. Deci și nici zis, protocoalele nu s-au uitat niște acolo, contracte, nimica nu s-au uitat. Sunt niște contracte să le iau eu, ce Vulceanu, ce să le iau. Și ne-au apărut băieții ăștia. Mergem la colega mea imediat, ne întoarcem imediat pentru concluzii. Mergem la colega mea, Delia Vrânceanu, care la fix vă așteaptă la Prime Time News. Bună seara, Delia, ce ne-ai pregătit? Bună seara, Anca, doamnelor și domnilor. Vara se încheie cu scumpiri uriașe la curentul electric, iar din toamnă și gazele ne vor costa mai mult. Dacă stocurile nu sunt refăcute, am putea îngheța în casă ca pe vremea lui Ceaușescu. Iarna se anunță foarte grea. Cât vom plăti, aflați imediat când vă arătăm și cum se spală pe mâini premierul când spune că nu plafonează prețurile, în timp ce tot mai mulți români ne scriu la redacție că s-au trezit cu facturi suspect de mari. Toate acestea vin pe fondul pandemiei care prinde din nou contur. După concediile de vară a crescut numărul infectărilor, iar după începerea școlilor situația va deveni critică, venind cu ultimele date, dar și cu estimările specialiștilor în doar câteva minute. Vă prezentăm de asemenea și cazul șocant din Gorj, unde un cunoscut om de afaceri a fost reținut după ce a întreținut relații sexuale cu două minore. Cum au ajuns copilele pe mâna individului? Ce acuzații aduc familiile fetelor? Aflați toată povestea de la fix la ora 20. Vă aștept la Prime Time News, Anca. Mulțumesc, Delia, te urmărim de la fix. Noi ne întoarcem aici. Vreau să fac precizarea. Această ultimă știre are legătură cu domnul Pecingine, fostul secretar de stat de la Finanțe și acum parlamentar PNL, apropiat de domnul Vâlceanu, din Gașca de la Gorj. Această ultimă știre are legătură cu Câțu și cu Vâlceanu. No, ca să ne înțelegem, tatăl uneia dintre fete este angajat la biroul parlamentar al domnului Pecingine. Merg însă la Laurențiu Ciocăzanu. Laurențiu, ambasadorul statului paralel, a revenit, iată, într-o poziție importantă la Uniunea Europeană. Poate să facă o echipă, așa cum a făcut la București, cu Laura Codruța Chiove și din poziția de șef al parchetului european și poate și cu domnul Coldea, cine știe, sau poate găsește alte cozi de topor la București care să servească în continuare interesului. Nu cred că îl interesează să facă echipă cu Chioveși sau cu Coldea acolo la Bruxelles. Cazul ăsta ne spune foarte clar ceva, apropo de vântul, că îl pomenea Dan mai devreme. Este exemplu, dovada unui stat slab. Gitenstein și felul în care el s-a cocoțat într-o poziție atât de importantă, imaginea cu președintele Iohannis, cu poza aceea cu mâna buzunar și lucruri de genul ăsta ne arată un stat foarte slab. Noi ne mirăm acum de Gorj, de afacerea lui Vâlceanu, de bine de rău, complexul energetic Oltenia e încă în picioare. Dacă te duci puțin mai la sud, la Olguța Vasilescu în județ sau la Mehedinții înspre vest sau în toată țara și aici la emisiunea asta cred că ați vorbit de nenumărate alte mari investiții care au dispărut. Da. Deci, una peste alta, acest exemplu Gitenstein ne demonstrează pe de o parte că România este locul în care oameni ca el de pe poziția de ambasador așa, pot să facă exact ce nu fac nicăieri în lume. Da? Nu cred că există un exemplu comparabil. Pe de altă parte, ne demonstrează că România e o țară atât de coruptă, deși nu place cuvântul ăsta, mai ales celor care spun, dom'le, să nu ne stricăm singuri imaginea în lume, dar asta este realitatea, pentru că acum domnul Iacob face investigații foarte interesante. Eu aproape că de atâția ani de zile m-am săturat de ele și încep să devin eu mai înțelegător cu corupția, deși normal că nu vreau să fie corupție, decât domnia sa, dar încerc să-mi dau seama că e acest fel de a trăi și de a bate palma și de a da afaceri pe mâna cui nu trebuie
și de a îngropa alte afaceri și de a face aranjamente cu politicieni și așa mai departe, este parte din viața noastră, acestei țări, care nu se poate întâlni nicăieri în lume. Te duci la, puțin mai la vest, în Ungaria lui Orban, exemple ca Gitenstein nu există. Și, bineînțeles, în multe alte țări. De ce? Pentru că acele țări sunt state. România, din câte se pare, nu este deloc un stat. Este un loc în care trăiesc oameni delimitați de o graniță, vorbesc aceeași limbă, în care este junglă și fiecare se descurcă cum poate. Da, domnule Iacob. O concluzie a acestei seri. Și pentru prima parte și pentru a doua parte. Sunt supărat pe domnul Ghita. Da, nu stați un pic. Sunteți supărat? Da. A fost aici, ne-a îndrumat, ne-a controlat, dar așa. N-a fost în Gorj și în Vâlcea. Nu-i dați idei. Deci sunt supărat pe domnia sa. Bine, domnia sa lucra prin binom. Sunt supărat și pe n-au slujile fost, lui, adică Holdea și Chioveșii. Exact. Nici ăștia. Și ia cătă, s-au descurcat băieții acolo, au crescut odraslele și ni l-a dat nouă la vârf. Acum s-a retras ca America din Afganistan. E în altă parte. Și aia au plecat, pleacă în altă parte. Ne descurcăm. Ne-au rămas nouă. Talibanii ăștia născuți la... acolo, talibani. Aia sunt oameni serioși. Născuți acolo în Vâlcea și în Gorj, ne-au venit moți deasupra patriei. Este România... Mă rog, mai e o persoană deasupra lor. Vedem, ne uităm, suntem atenți acolo. Este România în pericol? Alo! Trezirea! Este România în pericol mai mare acum decât era în perioada binomului? Da. Da. Așa am senzația și da. Economic, tembelii ăștia oricum care cred că așa cu... se conduce cum s-au pot condus județele alea, cu pantaloni în vine. Ne duc în gard. Pentru că așa au fost crescuți. Asta pricep ei, cred că e bine. Tupeul lor vine din faptul că așa au fost crescuți. Așa au văzut că se face. Știți, noi suntem în țara... Asta a făcut binomul. Așa a se face. A creat culoarul, iar în nu, spatele... Binomul n-a fost acolo. Lui măi, oameni buni, de multe, ori când, ca... de multe ori mă gândesc și eu, băi, bine nu, au făcut aia când au băgat seriul, întrebarea mea e de ce binomul a fost... Bine au făcut când au făcut protocoalele. Dar binomul de ce a fost selectiv? De ce nu i-a luat pe băieții ăștia? Că exact, noi o să arătăm exact, în zilele următoare că afacerile exact, lor sunt de ani de zile. Exact, de fapt n-au făcut nimic. Firma Trefo este pe o listă de firme corupte, încă de pe urma lui Adrian Năstase. Și binomul nu s-a ocupat. Dar nu m-a mai întrebat nimic Anca astăzi. Știrea zilei știi nu de unde vine. Nimic. Astăzi știrea zilei vine de la Banca pentru Marea Neagră, care are sediu în Grecia, care s-a uitat pe datele economiei românești și a zis concluzia, băieții groasă, vine din nou austeritate. Păi, au fost specialiști care au spus că ne așteaptă aceeași istorie pe care a avut-o și Grecia din acest moment. Gazele, nu știu ce, crește, energia, mâncarea, carburanții... Da, vine și tăiere. Emisiunea această seară a ajuns la final, însă mâine o să avem o altă ediție specială. În exclusivitate, în platou la culisele statului paralel, va fi fostul ministru de finanțe, Alexandru Năzare, cel pe care Florin Câțu nu l-a mai vrut la butoane. Păi, a zis că tac, tac. Păi nu tăceți, ne spuneți. Vedem mâine. Spuneți mâine? Ne vedem mâine. O să discutăm mâine cu fostul ministru de finanțe, nu numai de ce nu l-a mai vrut Florin Câțu acolo, o să discutăm și despre ce se întâmplă în Ministerul de Finanțe și despre rectificare, despre cum se împart banii, dar nu în ultimul rând. O să discutăm și despre dorința arzătoare a domnului Câțu de a-i face o bancă prietenului său, Lucian Isar. Despre domnul Isar o să avem săptămâna viitoare niște documente bombă. Până atunci... Vă spun seară bună, le mulțumesc invitațiilor mei. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. De la Fix vă așteaptă colega mea Delia Vrânceanu la Prime Time News. Noi ne revedem mâine de la ora 18. Nu plecăm nicăieri, vom continua și nu ne sperie nimeni. Seară bună! Vara se încheie cu scumpiri uriașe la curentul electric, iar din toamnă și gazele ne vor costa mai mult. Autoritățile se spală pe mâini și spun că nu pot plafona prețurile, dar promit ajutoare pentru românii defavorizați. România se confruntă cu o explozie de infectări cu SARS-CoV-2 la final de vacanță. Peste 1300 de persoane au fost depistate pozitiv în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr din primăvară până acum.
Și uraganul Aida a lăsat pagube uriașe pe coasta de sud a Statelor Unite, a provocat inundații majore, a distrus casa sau mulți copaci și a dărâmat stâlpi de electricitate. Aproape 1 milion de locuințe au rămas fără curent. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Delia Vrânceanu, începe Prime Time News. Guvernul nu plafonează prețurile la energie, ne-a anunțat astăzi premierul, deși facturile au explodat odată cu liberalizarea pieței, iar scumpirile nu se opresc aici. În plus, Florin Câțu spune că nu el trebuie să găsească soluții pentru consumatorii vulnerabili. Ce se întâmplă însă cu cei care profită de pe urma consumatorilor, cu acele companii? Vor suporta consecințele, amenința Florin Câțu, în timp ce ministrul energiei Virgil Popescu, în loc să vină cu soluții, îi îndeamnă pe oameni să se sesizeze imediat ANRE, dacă au suspiciuni în privința facturii la curent.